Ei, bine v-ați găsit, oameni faini, la un nou live. Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Cum a fost săptămâna voastră? Nu ne-am mai văzut pe canalul ăsta de o săptămână. Pe canalul cu Minecraft ne-am văzut de Dimi, dar nu contează. Las că e bine. Hai să intru și eu în joc, după care am de dat setările mai pe low puțin. E nașpa că trebuie să tot schimb setări și la live și la jocuri, în momentul în care fac live, în momentul în care fac video. Deci da, e grele, dar nu contează. Salutare Robert, salutare Larisa, salutare Peter, salutare Radu, salutare Georgie. Bine v-am găsit, bine ați venit pe liveu. Hai să mai facem o chestie, jup. Așa, gata, la fix. Intrăm încet și în Palward, după care ne punem pe treabă, că monștrii aia nu se prind singuri. Astăzi am deprins câțiva, dar am puțin noroc și setările. Hai, grafică, le dăm pe toate mai jos puțin și gata, ar trebui să fie ok. Bun, unde îs? Da, le-am dat bine. Peter în română. Petru, da. Stai așa. Aici era in-game, foarte bine. Aoleo, gata, și-o revenit. Glonțe am? Asta e întrebarea cea mare, da, am 200 glonțe. Am ce întrebe pe aici. Acum, ce mă interesează? Sfere, nu cred că, da, n-am sfere. Pentru, hai să vedem, pentru hypersfere, îmi trebuie ciment și paldium fragmenturi. Deci, ce ziceți, băieți, fragmente din alea, facem, nu facem? Ce se întâmplă în partea asta? Să lucrează. Dar de ce lucrează pe Engulet? Uite, ăsta ce face, Azurob? Vai, câți live-ul? Până la 8 ținem live-ul astăzi. Până la 8. Ia uite pe ăștia ce bagă muncă pe aici. Băgați, bre, dar important e să și adune cineva alea. Am așteptat să prind niște monștri OP. Să sperăm că prindem ceva super OP, dar îmi trebuie ingături, îmi trebuie ciment și îmi trebuie paldium fragmenturi. Așa că dăm o tură după ce mă bag la somn și mergem în căutare de pali OP. Cam asta ar fi ideea. Vreau să mergem și pe insula aia din dreapta sus, care e ascunsă acolo, insula asta de aici, să vedem ce se găsește, da? Însă până să ajung acolo am nevoie de niște sfere, că n-are sens să mă duc dacă nu am nicio sferă cu mine. Refined ingături, zic că pot face ceva pe aici. Nu pot face, nu am cărbune și nu am oruri. Păi, pentru oruri mergem acum. Trebuie să-mi fac și o bază ca lumea. Cam două baze și niciuna nu-i bună. Eu te le farmez manual. Mai du-te la moștrile contraband, asta facem. Chiar am zis că mergem, numai că-mi trebuie sfere ca să mă duc la ei. Mergem la aia de sus de contrabandă și după mai explorăm, că trebuie să termin de explorat vulcanul, trebuie să termin de explorat mai multe zone. Dar întâi trebuie să termin de minat pe aici, cam asta e ideea. Că dacă nu-s pe zonă, băieții nu-și fac treaba și atunci trebuie să stau AFK în anumite locuri. Și ca să stau AFK trebuie mâncare, deci da. Așa, încă aici, sau iau de la voi, ați minat ceva? Hai bre, munciți, nu degeaba vă plătesc, nu degeaba vă dau mâncare pe aici. Și paldium fragmenturi, hai da, pe viteză. Deci, acasă și să le pun. Mi-ar trebui și un grappling hook, da, cu altă ocazie. Momentan, hai că le împărțim, îi dăm drop aici. Să îngolesc inventarul. Seara bună, zâmbărețule, seara bună. Și le iau astea, dă-mi-le bre. Dă-mi-le să le arunc aici. Cât am? 200 de bucăți, bun. Mergem scurt pe 2 să facem 200 cărbune. Și stai, charcoal cât am, e întrebarea. Am, de ce am numai 10 bucăți de charcoal? Bă băieții, ce faceți aici, a? Ia ziceți, mie întreabă niște charcoal. Nu-mi pasă ce faceți voi acolo. Eu o să dau vreo 500 de bucăți. Și oameni faini, între timp nu uitați de giveaway-ul de pe Blue.crafters cu acest tablou custom personalizat cu Goku. Mai astea sunt ultimele ore, urmează să extragem după live, așa că mai aveți puțin timp să vă înscrieți. Și ce am eu nevoie? Aș vrea să iau niște wheat de aici,
ca să îi pun pe băieți, de fapt îmi trebuie făină din partea asta și după să iau cât e numai o bucată, aici azi restul de wheat, câtă făină pot face, 541, faceți acolo, berry-uri am, îi pun să cookie-cărească pe aici, ia zi, îmi trebuie un cooking pot la mâncare, unde e cooking potul în zona asta, îl facem aici lângă, Anubis, hai la treabă. Bine, face Anubis acolo. Level 41 este levelul tău? Da, am level 41, se vede exact aici. Și acum pâine cu gem. Cât pot să fac? 114 bucăți. Faceți, bă, 114 bucăți. Stai așa că nu-mi place. Încă unul din ăsta la treabă, nu? Încă unul din ăsta aici, gata. Hai, băgați muncă, băieții. Știți ce aveți de făcut? I-aș scoate pe ăștia, sincer, că nu-mi plac. Ăștia au numai 3, de fapt. Transportă, hai că-i păstrăm. Să fie acolo cât de cât. Bun, faceți mâncare. Și charcoal, de ce nu faci nimeni charcoal? Bă, ce stai să te uiți, mă? Uite, uite, stă și să uită. Băi, charcoal de făcut aici. Luăm mamorest food, să fie. Dar avem charcoal, bă, băiatule. Și tu stai și te uiți la el, no, joacă pe asta. Nu mai zic nimic, hai să plecăm. Plecăm în căutare de niște cărbune, care e aici pe lângă noi. Nu mai trebuie să mai arăt să-l ridicăm. Adică să-l luăm pe sus, să-l minerim, să dalea. Hai da, ne-am spawnat, bun. Și exact cum am zis, ia uite cum ne așteaptă cărbunele. Îs două zăcăminte pe aici. Pentru că nu pot sta mult pe live, mi se vor descărca căștile. Am înțeles, no problemo. Oricum poți să-l vezi oricând. Da, mă, da, salutare Ioniță, salut, salut. Bine te-am găsit. 35, 50, bun. Hai că mergem în partea asta. Ce faci cu dinozaurul ăștia aici? Îi pun la muncă. Pun la muncă pe dinozauri. Uite, trebuie să-mi adune căul. Trebuie să-mi adune chestii. Bine, trebuie să fac o altă bază de unde e să adune chestii. Nu contează asta. Aș vrea să am Palworld Free. Nu este Palworld Free, dar fii atent o chestie. Dacă intri pe Instagram-ul meu, blue.shman, îl găsești în descriere, oamenii de la Gamivo au un giveaway foarte șmecher. Și anume, 3 gift card-uri de câte 10 euro. Și atunci poți să-ți iei joculețe de 10 euro și dacă mai pui niște bănuți, poți să iei chiar Palworld. Însă ai 10 euro free de la ei dacă câștigi la giveaway. Deci îți sugerez să te înscrii. Da, blue.shman. Și pe blue.crafters poți să te înscrii pentru a câștiga acest tablou cu Goku, dacă îți place Goku, dacă nu-ți place, nu-ți place. Da, Steam Spring Sale. În așa joc nu poate fi free. Măi, problema e că nu și-ar face bani dacă ar fi free. Mă înțelegi? Asta e... Hai bă! Ok, nu vrea. Ce aruncăm? Și ce aruncăm? Cold Resistance Metal Armor. Cred că asta dacă o arunc, dar nu că tot îmi trebuie 90 de kilograme. Cum scap eu din 90 de kilograme? Explicați-mi mie. Arbaleta asta? Nu. Bine, hai să luăm câteva bucăți, 10 bucăți, încă 10 bucăți și trebuie să le dăm drop, n-am ce face. Slăbești, ai. Am vrut, dar nu s-o putut altfel. O trebuie să arunc alea 20 de bucăți de cărbune. Dar asta e faza, că dacă un joc din ăsta nu-l pui cu plată, nu prea ai cum să faci bani. Și dacă nu ai cum să faci bani, jocul nu va ține mult. Asta e cea mai mare problemă. Hai băieții, l-am luat pe Venwyrm și mergem a căsică, unde îi punem la treabă, nu stăm, nu ne jucăm cu ei. Deci, orice joc care nu are in-game purchase nu face bani dacă e free app. Aruncăm asta acolo. După ce le instalezi, în fiecare actualizare a jocului trebuie să-l plătești? Nu. Dacă ai instalat Palworld, toate update-urile sunt gratis. Gen, ai jocul pe viață și cu toate update-urile. Salutare David, salut, salut, salutare Dragoș. Hai că aici ne așteaptă niște cărbune. Mai luăm și pe ăsta și ar trebui să fie ok. Deci dacă facem 18,
D-alea, cum să numesc, 18 sfere, suntem bine. Care e cel mai bun pal? Nu există. Adică nu există un pal care să zici că îi extraordinar la tot. Există cel mai bun pal de foc care e ăsta. Da, ăsta e cel mai bun pal de foc. Există cel mai bun pal de apă care e ăsta. Există cel mai bun pal de iarbă, pământ care ar fi ăsta. Și tot așa, există cel mai bun pal la crafting care e ăsta. Ai văzut Supermarket Simulator? Da, l-am văzut, le-am dat mesaj la oameni, dar nu au răspuns, ură din partea lor. Lasă bă ăsta, nu aveți treabă, uite, aveți mai multă treabă, ia, cine vine aici să facă refinding-ături? Mie îmi trebuie ingături, nu stați degeaba. De ce nu te joci Ark? Ăsta îmi place mult decât Ark-ul, sincer, și mult mai simplu decât Ark. La modul, băi, ai sfere și schimbi sferele în funcție de levelul pe care l-au palii. Acolo știu că îi dau și eu bai, nice, nice. Schimbi sferele în funcție de pali. Cu cât mai puternic, cu cât level mai mare la pali, cu atât sferele mai puternice. Însă așa, că tot ziceam de Ark, nu știu, la Ark mi se pără tot timpul complicată ideea de fiecare, la fiecare de asta dinozaur trebuie să-i dai altceva. Atacă-i Mosanda, hai. Aici de obicei trag cu ăsta, pentru că nu prea merită să-mi strig gloanțele pe ăștia. Și Mosanda aș face treaba oricum. Aici farmăm pal fluiz de care am nevoie pentru ciment. Nu e adevărat că jocurile free nu fac bani, nu toate. E un joc free care face bani prin achiziții prin acel joc. Păi da, ai o zis. Exact asta au zis și Ioniță, că dacă nu... Orice joc free trebuie să aibă tranzacții în joc, altfel nu face bani. Dacă tătă sunt aici, hai să minăm și astea. Îmi place, dau două lovituri și aia a fost. Bun, unde mai... Uite, acolo pe băieți. Băieți, ce faceți? Bine, sănătoși? Diamante? Ce diamante? Sims 4 free, dar Sims 4 simplu nu. Nu au zis, bă, luați de aici. Vezi că mai ies doi acolo, ia ce face ăla? A, nu, i-au căzut. Bun. Ia zi, bre, trebuie să-i batem pe aia. Uite, du-te tu după ei. Așa, hai, dă-i pe ei. Fii atent, ia ce-i dă. Ia ce-i dă, bam! A, am crezut că-i... Dă ca lumea dintr-o lovitură. Ia, bam! 2000, hai, du-te acolo. Du-te acolo pe ei. Dă-i! Bam! 2000 numai. Vai, ce-au produs deja 500 charcoal, foarte bine. Place că l-am aruncat de acolo. Hop, hop, bă, nu mai da, mă, nu mai da. Nu mai da. Aule, mi-a spart scutul. Ia. Unde fugi, mă? A, s-a dus pe ăsta ăla. Te-ai blocat? S-a blocat. Stai. Cât pal fluid am? Am 11 bucăți. Hai că e bine, facem și noi 100 de bucăți de ciment, așa scurt pe 2. Îl punem pe Anubis la treabă. Și... Să fac ăștia între timp ce au de făcut pe acolo. Charcoal. Care e faza cu charcoal-ul? Ia uite, bun, fac pâine cu gem. Faceți acolo că e bine. Acum, ciment. Primul lucru, da? Ne trebuie ciment, 10 bucăți, gata. Am rezolvat, unde e Anubis? Anubis, la muncă, hai da, nu sta. Așa, bravo tată. Bag Anubis muncă, iau eu charcoal-ul ăsta, ăuleu, sunt prea grasă. Sunt prea grasă cu astea. Aș putea să pun... N-aș putea să pun aici. Ba, uite, în loc de ăsta. Să las charcoal-ul. Și atunci să iau jumate-jumate. Să le mut aici. Și ăsta de hit n-am nevoie de el, îi dăm discard, nu de alta, dar am unul la mine. Și atunci n-are sens să țin pe aici, dacă le am la mine, tricourile. Și ce am mai pus acolo? Nu mai știu ce mai aruncă pe aici. Ciment, cred că habar n-am. Bun, deci cum merge pe aici? Așa, bravo tată, fă ingături din alea. Tu faci ciment, îmi place, îmi place. Munciți, munciți că trebuie. Trebuie muncă pe părțile astea, că altfel nu primiți mâncare.
Da, clar. Nu, fără discuții, ori muncesc, ori nu primez mâncare, ne-am înțeles. Refinding-ături facem cât de multe se poate. Mai pot să fac câteva după astea. Hai că imediat termină și pâinea cu gem. Dar suntem bine, ne mișcăm bine astăzi. 87, 88, 89 și 90. Anubis craftează Anubis acolo. Hai să le mai dăm aici încă 10 lingouri de făcut. Ba, am dat sim chiar 20, nu de alta, dar o să am nevoie. Atât. Și aici ce se întâmplă? Waiting to craft. Da, șef, waiting to craft. Fii atent aici. Deci, maxim, pot să fac... Nu pot să fac, stai. Acum că iau ciment la mine, acum pot să fac. Câte mărg? 18. Bă, 18 ajung. Hai, Anubis, distrează-ți. Ai vrut să craftez, craftează. Aici am făcut astea 8, numai bine, pot să-mi repar itemele, adică târnă copul. Atât. Și nu, în partea asta ziceam, repară târnă copul cu 3 ingături, pentru ăsta îmi trebuie 3 ingături, lasă-mă bă. Și aici îmi trebuie 39 de ingături de alălalte, bine, gata. Am reparat pistolul, că oricum îl folosim destul de mult. Așa. Ce se întâmplă aici? Faceți bă pită. Ok, asta l-a terminat. Acolo o să fac alea. Hai că să muncește măcar. Cât timp îți iau pe aici și pun la treabă muncesc. În rest nu prea. În rest fură la cântar băieții. Bun, aici la crafting. Ziceam niște carbon fiber din astea. Hai, 100 de bucăți, toată lumea. Nimeni nu stă la discuții. Și aici, charcoal. Nu chiar maxim. Hai să fie 2000 de bucăți de charcoal. Cam pe mult lemn, nu de alta. Și 2000 de bucăți de charcoal să transformă ele în ceva. Gata, hai, start la producție, că ați terminat aici cu pâinea, ce să mai... Gata, am luat pâine și asta câte? Are nutriție 51 față de 15, mult mai bine și o oră, nice. Păi atunci, trebuie să las berry-urile, n-am ce face cu ele la mine dacă mi-am făcut pâinică. Hai, dăm berry-urile și le punem aici. Ia uite, miere. O făcut albinuța miere. Să fie acolo. 34, ia zi Anubis, termină și el astăzi, numai bine. Și atunci, astea 18, bun Anubis, hai, plecăm, nu mai avem treabă pe aici. Un bulbazaur, nu ai și tu? Ăsta e bulbazaur, nu-l vezi? Stai, bulbazaur e la ăla... stai să văd dacă am ceva cu bulbazaur. Mă scuzați, bulbazaur era ăla de apă sau era ăla de pământ? Bulbașaur. Stai să văd dacă am ceva. Uite, ăsta ar fi cel mai apropiat. Mamorestul ăsta, cred că. Și ceva cu haur n-avem pe aici. Ceva... Ba, stai, l-am oare? Sau l-am dat? Cred că l-am dat, mă rog. De apă, din cât știu. Ăștia doi am zis că trebuie să-i combin. Stai că dacă trebuie să-i combinăm, îi punem din coace. Bun. Și broască verde cu salată pe spate. Dar nu tare avem broască pe aici, din păcate. Vedem, poate găsim astăzi în locul în care mergem. Stai că eu am armura normală, nu-i bine. Nu-i bine că o să mor de cald. A, nu, am armura bună. Ok, atunci, plecăm. Unde e insula? Acolo insula. Hai, da, Venuirm. Plecăm, tată, plecăm. Type grass poison, ok. Am înțeles acum. Hanju din ăsta n-am prins. O chestie, mâine n-o să apară videouri, că n-am când astăzi, dacă am făcut live să le mai filmez, dar... A, de apă e squirtal, ok. Dar mâine mă ocup de clipuri și de marți apar zilnic. Că m-aș fi ocupat ieri de ele, doar că s-a dus stricul, ieri pe canalul ăsta, că n-am reușit să filmez. Că mâine dimineața trebuie să mă duc la tuns. De la 10:30. Și atunci dacă trebuie să mă duc la tuns de la 10:30, n-am timp să filmez. Pentru că reușeam eu să filmez dimineața două clipuri, le editam, le postam. Și după aia filmam după masa două clipuri și le pregăteam pentru următoarea zi. Dar mâine dacă-s la tuns de dimi, nu prea pot. Că la 10:30 trebuie să mă tund, termină pe la 11 și un sfert, până vin, rezolv în alta. Și eu mă tund la 5 mâine, bun, bun. Hai că-s curios ce găsim aici. Totuși Metal Helm schematic, ok, asta e de vânzare. Astea două le vindem cu prima ocazie.
Criminal activity underway. Lasă-mă tot cu criminal activity din alea. N-am sfer, am ultra sferuri, bun. Deci, întrebarea mea este în felul următor. Ce-i pe aici cu astea? Azi, copacii care se generează foarte prost. Avem un fanglob din ăsta, nu-mi trebă. Sunt acolo polițiștii. Mai sunt niște polițiști dincolo. Bun, high grade technical manual. Salutare, Luca, salut, salut, duminică viitoare live, da, în fiecare duminică live, de la ora 12 pe canalul cu Minecraft și de la ora 5 pe canalul ăsta. Grass Skill Fruit, Grass Tornado, bun, îmi place. Și ce găsim aici, întrebarea, că eu n-am venit până... Aveți bani să vă tundeți? Păi, da, normal, că la noi nu costă tunsul așa mult. La 80 de lei tunsul, bă, la mine e 60. Normal, și el s-a scumpit la 70, dar dacă îl întreb și zice tăca până acum, înseamnă că tă 60 îi dau. Metal Armor Schematic 2. 80. Și acum vine zâmbărețul, băi, eu dau 20-30 de lei. Bushi, bă, nu vreau. Incineram din ăla. Mai mulți bushi. Bă, dar ce-i mă pe aici? Ce-i cu glumele astea? Bushi, bushi. Neață, Ionuț, neață. Auzi la el, bushi, bushi. Ce să fac eu cu bushi? Sunt mai aproape de capitala. A, cu cât ești mai aproape de capitala? Dar pe țans, că și la mine e 70 acum. Noroc că ne știm de mult și mă las la 60, că dacă nu... Nu cred că afectează că și al frizer din oraș tunde cu 75. Yep. Depinde. Cred că m-aș putea tunde aici cu 30, dar... Vorba aia, dai 30 de lei, te tunde de 30 de lei. Și eu parcă n-aș vrea să-și bată joc de mine la 30 de lei. Mai bine dau 60 măcar. Las 100 că sunt băiat, no. Joacă-o past. Și dacă folosim astea, primesc câte un punct, câte un technical point. Nu, nimic, mă, asta zic pe sărăcie. La mine e 25 de lei, aia zic, că găsești și mai ieftin, dar... Parcă tăla prietenul meu, Mihai, m-aș tunde. No, aici cu 25 de lei îmi face jumătate de fade. Aia zic, că 25 de lei, dar mi-e frică de ce face. Da, asta este, ce să faci, nimic special aici. Am zis că dau și eu, dar îi incineram din ăsta Noct, pe care îl găsesc și jos, îi bușii bușii, samuraiul cu săbiuța de plastic și mai îi, ce, fengliop. Nu mai eu mă tun cu 50 cu tot cu barbă? Probabil. Eu neaș mă tun lejer cu 40 și n-am probleme. De 11 ani la același salon, prima dată era 7 lei, atât a crescut. Da, și eu m-am tuns la 10 lei. Da. Mă tundeam la 10 lei la o tipă. Bine, de 10 lei mă și tundea, da, na. Era o tipă, oricum nu-și tare dădea interesul cu băieții. Le făce numai... Era ok, da, dar nu era... Scoate bun la 40 de lei. Nu era extraordinară, dar... Bă, te tundea, ok? Deci erai tuns, erai ok, nu-ți făcea fade și alte chestii, dar... Tundea. Îți făcea ce aveai nevoie de 10 lei. După aia eu crescut la 20 de lei și după aia am început să mă tund în Baia Mare unde, mă rog, în oraș unde era 50 de lei. Și, na, era 50 de lei, eu tot timpul îi lăsam 60. Și după, acum au ajuns de la 50 la 70, în 2-3 ani, ceva de genul, în ultimii 2-3 ani, de la 50 la 70 de lei. Bine, și el să pricepe mai bine, a mai făcut cursuri, a mai făcut chestii, adică noi... Înțeleg că cere mai mult, dar aparent la mine a rămas același preț. 50, îi dau 60 și that's it. Deci, e ok, eu îți mulțumit cel puțin, faci o treabă foarte bună. Dar zic așa, că mi se pare normal să crești prețul odată cu demand-ul. Adică, bă, dacă vin 100 de oameni la tine și dacă ești full de luni până vineri, crești și tu prețul și vezi cine rămâne. Mai ales, cum am zis, dacă și faci cursuri, îți și iei chestii. Pentru că tot în fiecare lună văd că și-o lua ceva nou. Și asta e chestia.
Unii lucrează și sâmbătă. Da, el lucră numai de luni până vineri. Dar da, cum a zis, merg de fiecare dată la el, îți arată, uite, mi-am luat chestia asta, îți mulțumit de asta, nu-ți mulțumit. Și folosește și forfecă și mașini cu diferite numere. Nice, nice, super. Acum depinde. Depinde pe cine prinzi și... Așa. E și chestia de obișnuință, știi? Poate nu așa fumezi după mama. Da, și asta se poate. Bun, ce faceți aici? Faceți charcoal? Oleo, superb, îmi place, faceți charcoal. Stai așa că facem o schemă cu charcoal-ul ăsta. Și dacă n-am spațiu, nu-i problemă, îl punem aici. Și acquire, cancel. Bun. Ia băieții, cât carbon fiber putem face? 250 de bucăți, am înțeles, nu? Da, 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 250 de bucăți. Hai, start la producție. Și asta contează destul de mult dacă are salonul lui sau e angajat, pentru că dacă e angajat trebuie să crească prețurile. Cel puțin băieții au chirie și chestii și atunci nu trebuie să mai crească prețurile. Când crește automat și chiria și astea. Îmi place că eu n-am mâncat din asta. Mâncați, bă. Bun, unde am eu de mers, e întrebarea. Aici trebuie să mă duc în primul rând, dăm o tură. După aia, dacă nu găsim cine trebuie, vreau să dau o tură de vulcan și o tură de zonă cu gheață. Dar până una alta, deci tu muncești acolo, aici o să muncească cineva cândva. Și eu am de prins, dacă mă uit rapid, ia zi unde mi-am notat, combinații. Am zis că fac Elizabeth cu Piron, ok. Sau nu, Surfent cu Criolinx, Surfent cu Criolinx, da. Ok, super, așa facem. Am vreo Criolinx ca lumea? Nu cred că am niciunul care să aibă ce-mi trebuie mie. Surfent n-am, mai clar, nu i-am prins pe băieți. Dar Criolinx l-am pe ăsta cu Swift și Artizan. Ok. Hai să mergem la plimbare. De ce mă duc în partea asta de jos? Însă explicație rapidă, să anumiți pali care se spawnează doar pe insulele astea de contrabandă și doar de aici îi poți lua. Și de asta mă mai duc și îi mai caut, nu tot timpul se spawnează, depinde de norocul pe care l-ai. De exemplu, Grisbolt îl poți găsi doar aici sau să-l faci și nu prea are niciun sens să... Păi și ai voie să iei de acolo, ilegalule. Lasă-mă, bă, să-și facă poliția treaba, că uite, au pus monopol sindicaliștii pe insula mare, copiii focului pe vulcan și ceilalți cum s-o numi ei pe zona de gheață, așa că te rog eu frumos. Mă, că există poliție? Da, există poliție. Și te urmărește. Like, nu, de fapt, da, nu cred că te uiți la clipuri, apreciez totuși că îl lași în fundal pentru watch time. Am făcut 1100 de ore watch time, by the way. Deci încet, încet facem și noi monetizarea aia la 4000. Dar până una alta. Hai că ți arăt acum schema. Yep, sorry, my bad, nu-i problemă. Eu apreciez și watch time-ul, Doamne ajută. Lăsați clipurile să facă watch time. Nu degeaba am 50% watch time la clipurile de Palward. I appreciate it. Mă bucur că vă place sau măcar că lăsați acolo Africa. Bun, ajungem aici pe insulă și o să vezi niște milițieni. Milițienii ăia, dacă te prind că ești pe aici, ia uite, ăștia special numai în zona asta se găsesc. Dacă te prind milițienii că ești pe aici, ai wanted, ca pe GTA. Și tot fug după tine și din astea. Și te omoră. Că mai ai wanted, 1, 2, 3, să face din ce în ce mai rău wanted-ul ăla, na. Pur și simplu, dacă ești în zonă, dacă nu ai voie aici, din câte știu eu. Adică scrie, criminal activity underway, tu n-ai voie să fii aici. E zonă protejată de lege. Și ei îți legea. Stai să-i văd. Se pune și dacă las mâine tot live-ul să meargă de pe alcon sau doar la videoclipuri? Da, să pune și la live-uri. Live-uri, videoclipuri, ce vrei tu. Să pune. Hmm...
Sunt polițiști pe aici, hai mă, spawnați-vă că vreau, odată vreau să-i văd eu. Și, uite, vezi, sunt aici, P.I.D.F. infanterii din ăștia. Și polițiștii așa de infanterie, dacă te prind, te bagă la wanted. Nu te plac. Nu trebuie să fie aici, e zona de protejată de lege, pentru că sunt ăștia șmecheri pe aici. Așa, asta era la vânzare cam. Păi, departamentul, păi de ce nu zice așa, 9 ore la muncă sunt multe ore? Păi da, dacă lași să margă. Să adună 9 cu 9. Fire skill, mamă, frumos. Ia uite, încă un cufăr pe acolo. Aici caut un Grisbolt, dar de obicei dacă nu se spawnează, nu-mi tare bat capul. S-a spawnat un elf efidrean de ăsta. Stai așa să iau rapid, că nu mă văd băieții. Am luat ăsta și am plecat, pa! Îmi trebuie un Grisbolt. Că de-aia am venit. Opa, încă un cufăr. Bine, și pentru cufere am venit, nu o să vă mint. Că îți dă ceva bun când ai noroc. Am luat Liverpool Girl, nașpa. Nașpa. Nu se spawnează Grisbolt. Aia e partea nașpa, că sunt unii foarte rari care nu se prea spawnează, cum e Warsect pe insula aia de jos. Întoarce Liverpool oricum și le dă 3. Acum n-ai Liverpool, ce vrei? Hai, să mergem și noi atunci către casă. Și vii, stai un pic, n-are sens să stăm mai mult, sincer. Mai bine mergem și căutăm dăștia mai puternici un pic. Cum ar fi un Cryolinx. Mergem pe zona de gheață și căutăm. Ce trebuie? Cold Resistant și asta. Sau Shadow Break pe insula de sus. Shadow Break se spunează pe aia de sus unde am fost eu acum? Interesant. Dar nu, sau poate apar pe timpul nopții mai mult, nu știu. Că pe timpul nopții n-a stat pe insulele astea, sincer. Băgăm o pită, ia, dar ce bună e pita asta, mă. Merită, sincer, să faci pâine. Da, pe timpul nopții mai mult, am înțeles. Uite, de exemplu, n-am fost niciodată pe timpul nopții pe insulele astea și atunci ar fi o idee destul de bună. Dar acum vreau să prind un Cryolinx și niște surfent. Îmi trebuie ca să fac Warsect. Vreau să fac cel mai bun Warsect. Spoiler la clipul de poimâine. Să facem cel mai bun Warsect și vedem noi. Hot. Aoleo, stai că... Dar de ce mi-e cald aici? Bă. Lasă-mă pace. Uite-te la ei, mi-e cald pocean. De ce-i cald pocean? Lăsă, zici, mă rog, pe apă. Nu bate briza mării, n-ar trebui să fie frig. Nu știu când n-am fost la apă tare mult. Dubioși oricum. Mergem atunci în zona de gheață și ne distrăm pe acolo. Gata. Da, mă, e cald aici, ești nebun. Ok, asta da. Lasă-mă să mă duc. Nu fugi, că acolo trebuie să mă duc eu, gata. Mergem direct la răcoare. De la prea cald, o să zică că e prea frig acum. Bine, n-are de ce să zică, că mă supăr pe el. Bun. Hai că mergem, trebuie să prindem niște Cryolinx din aia. Niște mai mulți Cryolinx din aia. Cu cât level mai mic, cu atât mai bine că îi prindem mai ușor. Asta e primul lucru. Și în al doilea rând, hai să ne uităm pe aici. Că, ia uite, PAL, Genetic Research Unit, nu, ăștia au monopolul asupra zonei astea, de exemplu. De-aia zic că poliția nu-și face treaba. Să-și facă, bă, treaba poliția în jocul ăsta. Nu vor. Stai că eu direcția aia vreau. Ok. Ca să explorez întreaga hartă, un Maucris din ăsta nu-mi trebuie. Un Wumpo nici atât. Cryolinx, bre, dacă îmi dați din aia, eu sunt fericit. Sibelix nici atât. Așa că mai coborăm și noi puțin. Și acum sus de tot cu noi.
Opa, opa, stai că l-am văzut pe ăsta. Ce level are? Și dacă are level mai mare un pic. 38, lejer. Deci, fiți atenți cum facem. Ne punem în spatele lui. Și ia de mare bucată. Bun, gata, asta a fost. Vai, jumătate de viață. Bun. Mai trag și eu un pic în el. Și acum prinde el, gata. Hop, hop, fii cu minte. Trebuie să-l prindem din prima, fără discuții. Da, l-am prins din prima. Hai, dăm ceva ca lumea. Capacitor de ăsta nu mă ajută cu nimic. Bine, merg mai departe atunci dacă nu ne ajută cu nimic. Mergem mai departe și vedem noi ce... ce mai găsim. Dă-și ce trebuie să prind, că mai e povestea. Sau Pairin cu Elizabeth, dă-și ar trebui să fie cei mai... buni, să zic așa. Adică la ei am cea mai mare șansă din tot ce am în lista asta să aibă chestii șmechere. Și și ușor de prins. Că asta e ideea, să fie cât mai ușor de prins. Să facem warsect-ul ăla șmecher. Și între timp, adică să prinzi toți cei 137 de pal, normal. Dar bine, nu vreau acum să-i prind pe toți, momentan vreau să fac numai un warsect bun. Ca să îl am. Că va fi folositor când mă bat cu Grisbolt. Că mai mult asta mă interesează, să mă pregătesc pentru boss, știi? Pentru turnurile astea. Cel puțin asta aș vrea acum. Și facem încet încet cel mai bun warsect, cel mai bun Anubis vreau să fac. Și normal să deschid harta, că... să se vadă, domnule, că m-am jucat pe aici, am deschis toată harta. Am aici două skill fruit-uri, numai bine. Mai vedem și noi ce se întâmplă. Eventual pe acolo, pe jos, ar trebui să mai găsesc. Îmi place cum arată zona asta. Iată că e nașpa pe live. Fiind live, îmi mănâncă mai multe resurse și trebuie să mă joc cu stările mai pe low. Dar când filmez, măcar mă pot juca pe high. Se vede chiar blană. Mă mir, nu știu cum funcționează chestia asta. Bun, niște mâncare de mamorest, așa, ție-ți dăm pâine cu gem. Să nu facem risipă. Și Criolix, o, doi la număr, superb. Deci, stați în linie măcar, stați în linie, hai, luați de aici. Bun, și acum, i-o prins bine, dă-i o bilă la ăla. Așa, și gata, pauză. Oh, nu-i mai da, bă, stai că dacă îi mai dai, moare. Deci îl prindem pe ăla, 29% șansă. Nu mai da cu ce ai tu de dat pe acolo. Hop, 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 hop. Fii cu minte. Logging foreman nu mă ajută, mă așteptam la ceva mai bun. Mai bun și o să zic nimic. Bă, ce faci urât? Fii cu minte. Eu am treaba aici. Auzi la el. Ce urât vrea să facă? Gata, ce aici? Gloanțe, bun. Clumsy, nu-mi place. Nu-mi place, nu-mi place. Și dacă stai, dacă tot ești aici, bre, fii cu minte. Dacă tot ești aici, hai să iau niște coarț. Anubis, hai, la coarț, tată, la coarț. Adună coarț. Trebuie să adun niște coarț pentru circuitele alea, parcă. Și dacă tot ești aici, ar merge să mai au vreo 80 de bucăți de coarț. Astăzi în căutare de Criolix, ca lumea și de Surfent. Nu mai știu ce trebuie să aibă, cred că Ferocious și... da, cred că Ferocious trebuie să aibă. Și Muscle Head, dar cam greu, sincer. Hai bre, dă aici. Bre, sparge-l ăsta. Bă, sparge-l ăsta, am zis. Ăsta se uită la mine. Zice, șeful, mă uit la tine. Eu zic, nu te uita la mine. Muncește, că de-aia îți dau mâncare. Nu e el cel mai bun săpător, dar mere. Am să putea și mai rău. Măcar când mai dă o lovitură, mai sapă ceva. Poți juca și multiplayer? Da, te poți juca și multiplayer. Așa, hai venim să mergem. Mai căutăm niște criolinzi din ăștia. Wumpo, nu vreau să mă bat cu ei. Că n-am deprins momentan. Hmm.
Ia uite, încă un cufăr. E bine că mai găsim cufere pe aici. Asta e partea bună. Și atunci mai facem noi niște bănuți, mai facem noi niște suflete din alea mai mari. E numai bine. Uite, sfere. În zona aia, da, în zona aia. Și apoi îmi trebuie un surfent bun. Hai, uite, pe băieți acolo jos. Un ou de foc. Mi se pare foarte random să găsesc un ou de foc pe aici. Ei, ce faci, băiatu? Bine, sănătos? Hai să arăt o schemă. Fii atent, dacă mă pun aici și apăs click stânga, tu aproape mori. Ia-s că aproape moare, nu m-a crezut. Uite, eu las și foc, numai bine, prind el. Dacă o las și foc, partea bună e că îl prind mult mai ușor. Dacă e înghețat, dacă a luat foc, dacă are... Dacă i-am dat o travă. Îmi place chestia asta. Nu te întoarce către mine. Stai așa. Deci, hop, încă o lovitură. Bun. Mai tragem un pic în el și acum prinde el. Highly effective, normal, că i-am dat și cu foc, i-am dat și cu sfera, numai bine. Hai să mergem. Bun. Blood of the Dragon. Bine, sângele dragonului. Nu pot zice că mă ajută, dar să fie acolo. Și în sus ziceam că trebuie să o luăm. Da, hai în sus. Nu prea are sens să iau ou acum, că nu o să-mi dea nimic bun, cel puțin la levelul ăsta. La început merită să le iei, dar acum nu pot zice că te mai ajută prea mult. Hai, l-a explorat mai sus. Ce? Ah, ok, sunt pisicile astea. Pisicile astea practic sunt bune numai dacă vrei să le pui la farmat. Ele dacă stau în țarc îți mai dropează din când în când niște... Cred că organe de gheață, nu bănuți. Normal alea de culoare închisă dropează bănuți. Astea dropează organe. Sunt bune, sunt bune și alea, why not. Gold key. Hai să te punem aici. Până la cât ți live-ul? Stăm live până la 8. Până la 8, 8 și un sfert, cam așa. Ăsta e planul. Și mai explorăm pe aici, mai prindem unul altul. Că scopul ăsta ar fi în mare să îi prind pentru mâine. Pe cât posibil. Pe cât mai mulți, dar cam greu, sincer, să-i prinzi. Hypersphere, nice, dă-mi aici hypersphere-ul. Cam greu să-i prinzi cu ce-ți trebuie ție, aia e problema. Sau bine, cu ce-mi trebuie mie. Normal, aveam pretenții de la Criolinks și ăștia. Să-mi dea ceva ca lumea, dar nu prea vor. Ia uite, stau în linie, stau în linie. Stați bă în linie acolo, stați unul după altul. Opriți-vă, stați pe loc. Stați mă pe loc. Și în linie, cum am zis. Nu vor mă să stea pe loc. Hai, dă-le acum. Că dacă nu le dai acum, nu le mai dai. Ia uite, ce-o fugit. I-am prins bine. Stai așa, că de fapt, dă-le mă, dă-le. Hai. Dă-le, ouleu, încă o tornadă. Nu-i bine, că pe ăla l-omoră. Stai că mai trebuie să-i trag eu un glonț și acum prinde el. Gata, l-am prins. Bun, dă-i pe ăla. Hop. Bun, i-o dat foc, foarte bine. Și acum trebuie să-i trag eu câteva glonțe. Și prinde, bă, nu, prinde el, gata. Că dacă nu-l prind, opriți-vă poliția. Nu, șeful, nu ne prinde nimeni. Pe aici poți să-i prinzi, aici n-au treabă. Salutare, Cristian, salut. Ferocious ăla-i, bun. Bun, de ăsta am nevoie. Am nevoie de unul feroce așa. Și acum trebuie un muscle head. Deci am prins unul din ăsta feroce și îmi trebuie un surfent muscle head. Hai că iau un jos către teleportul ăla, către punctul de fast travel. Și după mergem în căutarea unui surfent. E un pal de apă care se găsește prin zona asta. Numai că trebuie să fiu atent să nu dau de Yormund Tide, că la mă bate de mângroapă. Ia uite încă unul. Păi hai că-l prinde și pe ăsta, de ce nu? Șefu, unde fugi? Hei, unde fugi? Hai înapoi bă, de ce fugi? Zi. Știa ce l-așteaptă, a? Stai așa. Stai că-ți dăm un pic de foc. Așa, și acum încă o lovitură din asta ca să fie treaba. Bam. Glonțul și prinde-l.
Gata, am dat cu biluța după el. Așa, aici gigasfere, hypersfere-uri, numai bine. Ăsta ce zice? Gândiți de Climb Mountains. Bine, bine, nu-mi pasă despre el. Nu mi-o... A, ok, n-are nimic înseamnă. N-aș pă despre el. Crezu că facem o schemă, dar... N-am nimerit. Wumpo. Mamorez din ăsta. Parcă aș sta un pic păstă noapte, n-o să mint. Că vine, da, vine seara, mai stăm pe aici. Numai ca să mai bat câțiva din aia ce se spawnează în timpul nopții. Deci dacă stau în spatele lui, acum trebuie să-i dau. Aoleu, am crezut că-l prind ca lumea. Dă-i și un pic de foc. Și acum dă-i și o bilă din asta. Gata, frumos. Și prind el. Bă, am zis prind el, gata. Bun. Mă atacă ea, nu mă atacă ea. Bă, nu te-am prins, mă. Urăz momentele astea. Când moare și el, ratez și sfera după ce am aruncat-o. Că bă, scumpe sferele. Na, uite ce prost ești, mă. Nu te bate, mă. Nu te bate, mă, cu ei. Că n-avem noi treabă. Nu am deprins Wumpo. Te anunț eu când trebuie să prind Wumpo. Stai așa. Asta trebuie să-l deschid. Te anunț eu când trebuie să prind Wumpo. Momentan nu trebuie, las. Asta sărbați cu toată lumea. Dacă am făcut backflip, da, păi cum i-o dat. De toți banii i-o dat acolo. Cu tornadele alea. Deci chiar a fost o idee bună să-i dau ăsta de tornade lui. Că-și face treaba. Deci skill-ul ăla pe care l-ați văzut e forță. Și eventual dacă toți suntem aici, ia dă târnă copul, mai am încă 11 sfere. Ia, trebuie să-l prindem pe ăsta. Ia ce bine stă. Aoleu, Sibelix, nu lasă-l. Dacă e de level 50, nu-i batem cu el. Bun. Dă-i. Așa. Bun, o lovitură din asta. Și acum încă un glonț. Și prinde el. Gata, acum trebuie să-l prindem. Ia zi băiatul, bine, sănătos, mai ia. Bă, dacă n-aș apuca să-l arunc. Că pe mine aia mă omoră, că apuc să-l arunc. Și strâng sfera, care e scumpă. S-o dus 10 refined iron ingot-uri. Ia, bine. Asta este acum. Unde fugi, bă? Bă, vreau să merem acolo să luăm cuarț. Și el e supărat. Că strâng sfere așa iurea. Dacă dă să aici, de ce să nu mai adun niște cuarț? Anubis, hai Anubis. Hai tată, s-a pășit tu. Mai dă și el, mai dau și eu. Până vine noaptea. Oricum o să fie ciudat pe noapte, nu o să vedeți mai nimic probabil, dar... Vreau să prind și eu ceva pe aici. L-am prins pe ăla cu ferăușul ăsta, acum îmi trebuie un muscle head. Și cred că am noroc de un muscle head la... surfenții ăia. Bun, Anubis aici. Pot să le iau ăsta? Hai că pot să le iau și ăsta. E nervant că tot îl aud și aș vrea să-l prind, dar știu că nu e idee bună. Fără o sferă legendară nu-i deloc o idee bună să încerci să-i prinzi pe ăștia. Că nu o să-i prinzi. Ce faci? Iar din nou. Din nou, din nou. Două live-uri. Duminica e zi de grind pe live-uri. Și baza. Baza aici jos, na? Am făcut-o fix lângă turn. Că era spațiul ăsta liber. Și acum... Primul lucru pe care îl facem, da, ne băgăm aici, apăsăm pe R. Al doilea lucru pe care îl facem, ne băgăm aici, apăsăm pe R. Al treilea lucru pe care îl facem, unde sunt astea de foc, nu știu dacă sunt astea de foc aici, lăsăm ăla, bun. Mai joc ce joc e ăsta? Se numește Palworld. Și este un joc în care trebuie să prinzi pal din ăștia, monștri, zile cum vrei. Așa, trebuie să prinzi pal din ăștia, hai Anubis, să ajută-i un pic pe băieți. Fiecare pal are câte un, mă rog, îs diferiți, unul de foc, altul de apă, gheață, elementele diferă. Dinozaur, da, dinozaur, ăla e dinozaur. Bă, hungry, aoleo, să-ți trăiască și să-ți crească, stai așa, unde-i, facem schimb.
Deci, ia bă, mâncare, asta tot timpul rămâne fometat, nu știu cum să, cum să face. Tot timpul rămâne fometat. Du-te bă și fă curent. Așa. Și trebuie să-i pui la muncă. Să facă, practic îi pui la muncă să facă ei lucruri în locul tău. Minează în locul în care să faci Aulă, nu l-am luat Panubis cu mine? Nu l-am luat Panubis cu mine. Stai să mă, să mă duc până acasă după el. Raiciu, un fel de Raiciu, dar mai mare. Păi nu vezi ce burtoi are? Ah, ok, nu știu ce nu mi l-a dat Panubis cu mine. A fost dubios. Mi-aduce aminte de un joc pe care l-a jucat Max Infinite cu o chestie rotitoare care te omoară dacă te prinde? What do you mean? Aulă, stai. Aulă. Marait din ăia. Păi, pentru Dark, cred că e bun tot ăsta de Dark. Stai așa, cam o idee. Îmi place cum stau aici. Nu-ți pregătiți pentru ceea ce urmează. Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Da? Brum, până toți. Hai, dă-i la ăla. Ui, nu, că și el are. Nu-i bine că și el are. Și acum dă-i cu un pic de foc. Hai. Foc la toată lumea. Bun, retragerea. Nu mă prindeți, nu mă prindeți, fraier, fraier. Aoleu, m-a prins. M-a prins și chiar o dat ca lumea. Da, asta este acum. Bun. Hai, dă-i acolo cu tornadele. Nu, că mă lovesc băieții. Bine, și eu m-am pus cu tăți trei deodată. Ok, hai. Dă-le tu. Și prinde el. Bun. Hop. Aoleu. Nu. Stai așa, că nu-i bine. Nu-i bine. Prinde-l pe ăla. Bun. Și acum să nu mă atace ăla pe mine. Bun, dă-i așa. Nu, că eu moară pătăți? Da, eu făcut pătăți. Bravo, Venuirm. Și l-ai prins și pe ăla cu stomacul. Stai să-l lovesc și eu un pic. Nu. Stai că murim aici. Venuirm e mort, Venuirm, nu. Venuirm e mort. Ok, stai că trebuie să-l nimerez pe ăsta. Și prinde el, gata. Știi că poți să faci un server Minecraft gratis și eu, dar n-ar ține câți oameni ar trebui. Hai. Gata, superb. Bun, l-am prins. Vai, ce era să mă zboare băieții și a murit Venuirm. Bine, m-am bătut și eu cu 3 deodată. Era și normal. Să fie mai urât. Măcar unul l-am prins, dar... Trebuie să las pe Venuirm 10 minute în bază. Ca să-și dea revive. Asta e partea nașpa. Dacă fac pe ATP, o să poți face cu peste 20.000. Da, frate, sigur. Ține 20.000. Bun, cum am zis. Nu fac server cu abonații, doar ca să mă joc pun live. Dacă voi face vreodată un server, voi face un server public unde să se poată, unde să poată intra toată lumea. Vine Raid, Free Pal, Alliance, Extremist. Bun, hai. Atât. Depreso, a venit băiatul nostru. Deci mă duc ca să-i prind, ia uite ei cum vin. Tragem așa în ei, luăm pe rând. Așa. Unde fugiți, bă? Uite ce s-o tras în spate. Bun, mai departe. Și mai ies încă doi, nu? Da, bă. Ah, ok, vin tot, vin atacă tăți. Ia ce vin pe ei. Mamă, dar cum vin ăștia. Vedeți că lăsați pe ăla singur. A, l-a atacat pe ăsta, bun. Vin aia care susțin pe alii liber, da, ceva de genul. Ceva de genul. Fiber. Ce dai, bă? Ce dai, bă? Gata. Da, și aveți de dat. Și mai are la vândut cu astea.
Hai că luăm și ăsta. Bun. Bam, am rezolvat. Mai avem ceva? Nu mai am vreo 5 sfere numai. Sărăchie. Hai că atunci le las toate astea aici. Las tot ce pot în partea asta. Astea de vândut. Și Venuirm își revine el în timp. Trebuie să lăsăm vreo 10 minute. Bun, din ăștia. Capacitor, ce face? Capacitorul, ia zi-mi tu mie. Increase lightning attack damage. Ok, dar asta nu e de lightning, degeaba. Waterproof, Blood of the Dragon. Ok, ăsta îl păstrăm. Unde i-am pus pe ceilalți? Nu mai știu unde i-am pus. Aici i-am pus, bun. Waterproof, Nimble, ăsta ce făceam? Trebuie să te uiți la ea, asta e partea. Increase to movement speed. Nu merită. Ferocious, asta am vrut să aud. Dar Ferocious o să-l pun aici. Aici, Ferocious, și mai trebuie Muscle Head, dacă se poate. Ăștia doi am zis că și pe ăștia doi îi vând. Ce să mai vindem de aici? Ceva ce-i irelevant, Quivern, bun, și pe ăsta-l vindem. Ăsta e Vanguard, hai că-i mai lăsăm. Ăștia rămân, ăsta n-are sens să-l țin. Ăsta e Swift, merge. Elfidrian, ăsta numai că e boss, nu-l ținem. Botanical Barrier, nu-l ținem că nu merită. Capacitor, ăsta e pentru Lightning, dar nu. Dragon Killer, lasă-mă. Ăsta e Swift, rămâne. Hard Skin, salut. Bun, mai departe aici, ăștia doi iară nu mă ajută. Le zicem salut la băieți și la fete. Ăștia rămân, că-s buni, ăștia la fel, Warsect-ul păstrăm. Nu de alta, dar l-am mai crescut și în rest cam atât. Ăsta să-i mai dăm drumul. Vindeți oricum orice pali care n-au ceva special. Ăsta e Workaholic, ăsta e Burly Body, nu-s mai ok. Bro, eu am intrat pe man, nu-mi pasă, sincer. Deci nu o să fiu rău cu tine. Îți place serverul, joacă-te, nu-ți place, ok, există o tonă de alte servere. Ca idee, Paladius și Necrou să-ți dea bătăi mari de cap, e, păi nu. Deci nu mai faci două să iei Anubis să pui în bază, pentru că trebuie să mă duc la farmat pentru Anubis. Strictly business. Nu pot să explica chestia asta. E greu. Pentru Anubis trebuie să mă duc să caut alți doi pali. De ce? Ei bine, aș vrea să fac un Anubis ca lumea, care să aibă artizan, swift, adică să aibă viteză mare, să aibă work speed bun. Doar că am zis că tot făcea reclamă. Okay. Îmi place cum o zis, dar nu s-o prins. Îmi place cum o zis, dar nu s-o prins. Eu știu să prindă. Bun, hai să-l vindem pe, să vindem pe ăștia pe care îi avem. Și e ceva bun de cumpărat? Nu. Nu e nimic bun aici de cumpărat, din păcate. Dar îi vindem pe ăștia și ne luăm gloanțe. Gloanțele sunt tot timpul bune de cumpărat. 32.000, numai bine. Și acum de cumpărat de aici niște gloanțe. Handgun ammo. Să nu cumpăr altceva, că să mai poate întâmpla chestia asta. Gata, 200. Câte am? Am 300, ajung. Și ăsta ce zicea că vinde? Ăsta vinde, ok, Sand Tornado și Storm Cannon. Și la asta ar trebui să-i vând din lucruri. 13.300, superb. De ce nu folosești shotgun-ul? Nu știu, pistolul mi se pare mult mai accurate și shotgun-ul mi se pare că trebuie să fiu mult mai aproape. Deci, bine, am handgun de 3, de asta. De asta aș rămâne la asta. Bun, hai acasă să ne reparăm și noi ce mai avem de reparat. Sau, stai, pot lua de aici niște cărbune? Da, putem lua niște cărbune de aici. Mai punem pe băieți să facă acolo vreo 20 de lingouri. Și apoi mergem după un surfent. 50, da, le-am dat, nu glumă.
Deci punem să facă niște lingouri aici și ar trebui să am, nu? Da, ar trebui să am 15 bucăți, fale. Salutare, Mișulezelu, salut! Ce jocuri mai ai în plan să faci pe canal? Mai am Raft, următorul ăsta ar fi, doar că... Și ăsta să-l mai repar. Următorul ar fi Raft, doar că mai durează. Bun, 200, hai că facem aici, gata. Hai, start la producție, băieții, 200 să fie acolo. Și mai vedem pe viitor ce alte jocuri. Dar momentan vreau să farmez Palward-ul. Cel puțin până fac am tot ce se poate în joc, aș vrea să-l farmez. Și apoi mai vedem noi ce jucăm. Tu dai curent, bravo tată, bag acolo la curent, 99%, suntem mândri de tine. Și surfent, ăsta mai durează, mă pot teleporta undeva aproape de Jormungandr, trebuie să-l aștept. Sau am altul pe aici, am alt Venwyrm. N-am alt Venwyrm, din păcate. Ar trebui să fac oșa atunci. Aici, pentru... unde e? Îmi trebuie 20 pal fluids și 50 de ingături. Vai, nașpa. Nașpa, nașpa. Credeam că totuși reușesc să fac o șa pentru Jormungandr. Dar aparent nu funcționează. Aici n-am nimic interesant. Doamne, fain, între timp, până stăm aici, ca să-și revină Venwyrm, avem un giveaway pe Blue.crafters cu acest tablou cu Goku. Se încheie după live, cam așa o să facem extragerea pe la vreo 9. Iar toate cheltuielile de expediție vor fi achitate de către noi. Așa că băgați-vă Blue.crafters pe Instagram și pe contul meu Blue.shman am un giveaway în colaborare cu partenerii noștri de la Gamivo cu 3 gift carduri de 10 euro. Deci dacă vreți să vă cumpărați ceva jocuri luna asta și aveți nevoie de 10 euro, poate o să câștigați la giveaway. Incapacitated, nașpa. Nu pot să-i dau revive. Vreți să nu prindeți vreunul din vărenii de munte de are 65 km exterior, am pățit la muncă. Mă, dacă trebuie, trebuie, ce să faci? Să sperăm că prindem pe cineva dintr-un oraș. Și atunci e mult mai... atunci o să fie un 20-30 de lei. Sau poate chiar vrea la Easybox, care ar fi 15 lei. Riscul meseriei, da, îți asumi. Major injury. Păi dacă e major injury, putem să-i dăm ăsta... Mai că știu eu ce să facem cu el, deci pot să-i dau, nu pot să-i dau, mă gândeam că pot să-i dau o injecție. Bine, oricum trebuie numai să margă. Da, da, și 60 km plus 1,2 lei per kilometru, bă, nu cred că o să fie cineva din vălenii de munte, like, totuși. Aici. Că surfent pe acolo trebuie să fie. S-a făcut extragerea la pictură? Nu, pe la vreo 9 să se facă. Palworld, surfent, location. Bă, dar ce s-o spawnat? Bă. Una ție. Ce s-o spawnat, mă, scârbele astea? Fix în fața mea. Încarcă, bă. E aici. Bravo. Eu caut aici, surfent, location. Nu mă, surfent. Ok, deci e acolo unde vreau eu să mă duc. Bine atunci, dacă e acolo unde vreau eu să mă duc, suntem bine. Unde găsesc jocul ăsta la un preț ieftin sau decent? Pe Steam. Și cică aici mai îs. Hai să mergem atunci acolo. Deci, fiind un joc nou, nu-l prea găsești pe site-uri la un preț decent. Poți să uiți pe Gamivo dacă s-o mai ieftinit, dar nu prea cred. Swepa. Mă, am nevoie și de Swepa, n-o să mint. Așa că dă-i două și prinde-l cu asta.
Dacă nu, nu trimitem noi, trimitem printr-un site și ne dă AVB-ul. Asta e faza. Prinde-l. 152 de lei pe Gamivo. Vezi pe Steam că e summer sale, e spring sale. Vă puteți uita careva pe Steam? Out of curiosity, rapid, să vedeți dacă... Sau uite că pot să-ți recomand All Keys Shop. Și intri pe All Keys Shop și acolo scauți, îți arată toate site-urile. 2609 pe Steam. Da, cred că pe Steam e cel mai bun preț acum. Fiind joc nou, asta e problema și nu e ceva joc indie, automat o să fie mai scump puțin. Pe orice site din ăsta. Mioniță, ăla îi un... Da, exact, zice șefa. Svep ăla, hai să nu-l prindem. Vreau aici jos, aici mă interesează. Megasferuri, da, uite, surfent, foarte bine. Băieții, ce ziceți? Bine, sănătoși? Ah, l-am omorât din greșeală. N-am vrut. Da, nici nu și-o dat seama. S-a și-o dat seama? Bă, de ce v-ați urât, ha? Și tu de ce v-ați urât? N-aveți voi. Ah, te-ai supărat? Foarte bine. Și acum prind el. Să nu dau de Jormuntide pe aici, cam asta ar fi. Îmi trebuie Musclehead. Dacă se poate, Zen Mind. A, uite că din așa n-am prins, facem și experiență. Și Pal Fluids. Ăsta e Pokémon toată ziua. Kind of. Numai că nu-i blocat pe ăsta, cum se numește, pe Nintendo. Deci îl poți avea pe Steam. Și... Opa. Pe lângă asta, ai și chestii de făcut, e și cu arme, cu o grămadă de lucruri. Pacifist, nașpa. A, uite, cufăr. Și mă duc în partea aia să-l iau ăla. Știi, bug-uri în el? Da, sunt foarte multe bug-uri. Pentru că e la început jocul. Asta nu înțeleg mulți, că să faci un joc din ăsta, e normal să apară bug-uri. Jocuri open world recomanzi? Măi, n-am mai jucat de mult ceva. Adică, ce-ți pot recomanda dacă-ți plac cu zombie ar fi Dying Light 2. Ce-am jucat ultima dată open world, mai mare, mai așa, și mi-a plăcut ar fi Dying Light 2. Pot să încep cu unul, că e foarte ieftin, și după aia cu restul. Saints Row Remastered, uite-ți mai zice și în chat lumea. Eu vreau să mai bag un punct în greutate. Bă, ce faci? N-ai drepturi să comentezi. Bă, auzi la el. Face figuri. Și vă ce comentați, ha? Ia zi. Vrei să devii lână? Zi. Vrei să devii lână? Ai devenit lână. Gata. Mă atacă zveul ăla. Lasă-mă, bă. Trebuie să fiu atent la Jormuntide. Hai, băiatu. Hai, atacă-mă, băiatu. Hop. Prinde el. Stai că trebuie să se mai apropie un pic de mine. Uite la el. Bă, nu fugi. Gata. Nașpa când dai pe lângă el. Ce vrei, pitic? Ză. Asta e. Musclehead. Mamă, nice. Nice, nice, nice. Dar bine, problema e că trebuie să fie băiat și fată. Dacă nu-s băieți și fete, gen unul să fie... Nu m-am uitat ce era criolixul ăla. Au, l-am omorât, n-am vrut. Poți sta crouch sau pe burtă? Da, poți să stai crouch. Stai să nu se ăsta. Cum mă bag în jos? Nu mă pot băga, cred că sub apă. Nu mai știu eu cum. Poți să stai crouch, gen așa. Uite, pac! Aici. Hai, zic o schemă. La prietenul tău i-am zis... Nu mă întreba de ce încarc după fiecare glonț. Hop.
Te ascunzi după, după prietenul tău, dar nu-i frumos așa. Hai mai aproape. Pot să dau cu ăsta din apă? Nu fugi? Mamă, dar cum dai în apă? Hop! Gata, l-am prins măcar. Sau stai că... nu-i sigur cu ăștia. Bine, acum e sigur. Mi-ar trebui un muscle head de 3 totuși. Și bine că în partea asta fac rost de pal fluids. Și o să mă ajute. Că oricum voi avea nevoie de ele. Da, mere foarte dubios. Prima dată când l-am văzut mergând. Ăsta ce level are? 17? Slăbuț. Dar bine, mă interesează oricum skillurile lor, nu levelul. Bă, ce faci figuri? De unde ai păsăroiul? L-am prins la level mic. Prin partea asta, cred. S-a dis nașpa. Prin partea asta, dar găsești foarte mulți în zona de foc. În zona de foc chiar se găsesc ca lumea. Că de acolo l-am. Nu e atât de rar. E strict că l-am prins și are... stai, serat. Are Swift aici. Swift înseamnă 30% increase movement speed. E o pasivă. Și asta caut. Acum caut o pasivă feroce, care îi dă, cred că, 20 sau 30%. A, nu, Muscle Head, pardon, să caut acum, că feroce îți mi-a dat celălalt. A, nu, asta e toată harta. Ce vezi aici e tot. Da, ai toată... bă, lasă-mă, bă, să explic la om. Ai toată, tot vulcanul în partea asta, ai o zonă de... bă, lasă-mă, bă, să explic la om. Ai deșert aici, ai zona de gheață în partea asta și ai vulcan aici. Plus 3 mini-insule. Ce are asta? Sirius, nașpa. 3 mini-insule, care zone de contrabandă. Practic, tu n-ar trebui să mergi pe acolo să cauți pali, dar mergi și cauți. Și găsești pali pe care nu îi întâlnești în nicio altă zonă. Ce zice ăla? Nu știu unde am tras. E pe sub apă pe undeva. Ok, hai încoace. Ce trebuie să joc cu ăsta? Faptul că e open world și că poți să prinzi monștri pe care îi combini și faci alți monștri, adică îți niște mecanici interesante, cel puțin, pe care nu le tare găsești în alte jocuri și mai populare de care să audă lumea. Bă, iar am dat pe lângă tine. Și foarte simplu să-i prinzi față de Ark, față de alte jocuri. Pentru că știi clar, ai sfere și folosești sferele respective ca să-i prinzi. Nu-ți bați capul cu... mai e vreunul pe aici? Nu-ți bați capul că pentru palul nu știu care îți trebuie ceva, un anumit timp de mâncare și... aoleu, eu ori munta ideea acolo, nu-i bine. Sigur n-au colab cu cei de la Pokémon? Nu, n-au. N-au colab cu băieții. Cel puțin nu în mediu public. Nu au zis nimeni că da, suntem parteneri sau alte chestii. Ala micuț, nimic special. De asta un și încercat să fie cât mai diferiți de Pokémonii normali. Și nici n-aș juca Pokémon pentru că nu m-am uitat la Pokémon. Nu, nu-i pe high grafica, e pe low, făcând live, dar dacă vrei să vezi cum arată pe high, uite-te pe... uite-te la videoclipuri. Muscle Head, bun, ăsta l-am găsit. Artizan, deci ăștia ai vând. Muscle Head, ce face Muscle Head de 2, ești curios. Ăsta de 2, atac... a, ok, deci nu contează ce Muscle Head are. A, Muscle Head oricum e de 2, am înțeles. Bun, păi am făcut rost de Muscle Head. Și atunci îl voi combina cu Ferocious. Arată binișor chiar și pe lor. Arată ok. Nu pot să zic că... îi wow, dar e ok. Și acum ce ziceam că trebuie pentru Anubis? Stai așa. Anubis Palworld Breeding. Deci. Ce caut eu acum? Caut niște pali ca să-i înmulțesc și să iasă alți pali. Capriti cu Beacon ar fi. Arsox cu Pyrin? Hai Arsox cu Pyrin. Așa.
Ia vezi, sunt fată și băiat. Bă, da. Sunt ambele fete. Nu cred, trebuie să mai caut un surfent din ăsta. Vai. Și caut surfent pentru că îmi trebuie d-astea mai ieftine. Sfere din astea verzi. Pe care chiar le-aș putea crafta aici. Câte pot face? 15? Am, cere ingături pe ele. Bă, parcă mă duc să le cumpăr. Știi că, na, nu știu, e scump și eu sărac. Apreciez că mi-ai zis să mă uit la chestia asta. Eram gata, i-am, dar trebuie să fie băiat și fată. Practic vreau să fac unul din ăsta, dar să aibă 50% atac damage în plus, plus viteză și alte chestii. Și atunci, da, trebuie să mai prind unul cu muscle head. Aoleu, și am zis că scap ușor. Bine, care-i fomistul aici? Care? Tu ești hungry? Păi mâncă, bă, dacă ești hungry. No, joc-o pe asta. Trebuie să iau eu și să le dau de mâncare, că ei nu sunt stare să mănânce. Bilele de prindere cum le faci aici? Mai am... Uite, la început le faci în asta, până la gigasfer, la modul... Level, până la level 9 îs astea, până la level 19 îs astea, până la level 29 îs astea. Teoretic, așa zic, așa zice lumea. Apoi de la level 29 până la level 39 și până la level 44 îs astea. Deci le faci în linia asta de asamblare. Și pentru linia asta de asamblare ai nevoie de un pal de electricitate care să genereze niște energie. Cam mai ai. Aici nu mă interesează. Mâncare. Nu. Mergem atunci să cumpărăm niște sfere. Poți să și cumperi sfere deja când ești, când ești la level mai mare. Pentru că pe hartă sunt comercianți. Ce e un pal de electricitate? Ei au atribute. Stai să-ți arăt aici. Uite, vezi, ăsta are foc și întuneric. Dăm înapoi. Ăsta are electricitate. Dăm înapoi, ăsta e de pământ și gras. No, bun, și așa de electricitate au skill care, bine, au la work că generează electricitate. Pe lângă asta, transport, lumbering, handiwork, depinde de la pal la pal. Deci fiecare are skill-ul lui. Uite, ăsta e foarte bun pentru udat. Plantele care are level 4 și normal level 5 e cel mai mare, mă rog, cel mai mare level la muncă. Și atunci ăla e cel mai bun când vine vorba de udat. Level 4, pentru că 5 îl poți obține numai dacă îl duci la maxim. Și cum evoluezi? 2 secunde să vând aici câțiva și când ajungem acasă îți arăt cum evoluezi. La level gen... A, la level! Fac ei level odată cu tine. Fac experiență. Stai să văd. Aici erau sferele? Nu. Adică atunci când o să vezi că omor eu ceva sau prind ceva, ei dacă-s la mine în inventar, deci trebuie să fie în party-ul meu, maxim, pot să cumpăr numai 200. Hai că pot să cumpăr numai vreo 10. Scumpe tare, mă. Bine, 20. Așa. Level maxim la un pal, 50. Dar, stai că vă arăt imediat. A, mi-e pe calmă. Pune asta de căldură. Deci level 50 ar fi maximul, cum e și levelul la player, dar hai să vă arăt o chestie. După ce au level 50 sau chiar înainte de level 50, irrelevant, poți să le dai upgrade-uri aici, în primul rând, la statuie, cu niște suflete de la pali. Și uite, de exemplu ăsta, poți să-i dau la work speed, la defense, la attack, poți să le dau enhance. Că ai trei tipuri de suflete, ai aici ai small, medium și large. Și atunci îi dai cu small până ajungi la medium, cu medium până ajungi la large și după aia cu large până ajungi la maxim. Iar dacă vrei să le dai plus la stelele astea de aici, îți trebuie întâi 4 de un fel, da? Deci trebuie să le dai 4... 16, 32, 64, parcă așa era... De pali de același tip. Deci eu dacă vreau să-i dau upgrade la Anubis, pentru 4 stele îmi trebuie 100 și ceva de Anubis. Dar merită că se adună destul de mult. Și la ăsta i-am dat 4 de același tip ca să-l duc la o stea. Deci îi poți upgrada al naibii de mult.
Că să fim sinceri, 364 cu încă 32 96, cu încă 16, nu, cu încă 4 100, 116 trebuie. Bun, fast travel. Mi-a armura asta pe mine. Și fast travel am zis că îi dăm aici, ca să mai prindem câțiva. Care se pare că arată cel mai bine? Măi, Mosanda, îmi place cel mai mult ăsta. Fraierul ăsta îmi place cel mai mult. Nu știu, mi se pare, e un panda șmecher, ia uite. E șmecher, nu știu. Dar și Warsect arată bine. Să cumperi cod de jocul de pe Gamivo, codul lui Blue. Uite, și ăsta arată bine. Ăsta e chiar șmecher. Mă, nu neapărat ăsta, că e destul de scump momentan pe Gamivo, dar alte joculețe aș aprecia dacă ați cumpăra cu codul, mă rog, cu codul de pe link-ul meu. Da, e gândac, da. Pentru că în ultimele luni a fost cam nașpa, sincer, cu vânzările. Shit happens. Era de așteptat, dar na. A fost cam pe zero și asta a fost dubios. Na, ăștia s-au spawnat. Bă, de unde v-a spawnat? Venuirm. Da, care e? Uite, asta e Nightmare Ball, că ai întrebat. E skill-ul lui. Alea-s tornadele. Stai să văd. Așa. Băi, care dai? Cred că o să-l omor, dar pentru tine ți arăt asta. Asta face Nightmare Ball. Poți să te lupți de pe ei. Cam asta e ideea. Oare ajunge asta până acolo? Ajunge, da. Bă, nu mai fugiți, mă. Uite-le. Trebuie să tragi în fa... Cred că e o distanță mult prea mare. Da. Irosești glanțele. Păi nu, că săgețile astea sunt irelevante. Aici, bre. Gen la astea chiar nu-mi pasă că le stric. Stai un pic. Trebuie să mai să-i batem pe ăștia. Bă, băieți, fiți atenți. O chestie. Ăsta e al meu. Da? Deci ăsta e al meu, fără discuții. Venuirm nu, da, nu fi prost. Așa. Pe ăsta eu vreau să-l prind. Nu-mi pasă de voi. O vreau să mi-l omoare, nu, joacă pe ăsta. L-am omorât. Nașpa. Ce minereu e ăla în piatră, ăla de acolo. Și ăla cred că e sulf. No, ce faci, mă? Uite-le. Găsești și player real pe hartă? Dacă te joci pe multiplayer, da. Nu pot să trag aici? Nu, nașpa. Pot numai să-l prind. Îl prinde și așa. Bun, atacați-mă, bravo băieții, hai la mine, hai să ne batem. Trebuie să-l prind și pe ăla, trebuie să-l prind și pe ăsta. Adică te poți juca și multiplayer, există servere, nu e ca și cum numai modul de single player. Numai că mie îmi place pe single player pentru că pot face live, pot face clipuri. Hai bă încoace, hai bă înapoi. Hop. Bă, mă superi, trebuie să-ți dau cu sfere din astea șmechere. Nașpa. Nici n-avea skill bun măcar. Stai că trebuie să mă apropii de el. Hai că te prindem acum. Și retragerea un pic. Hai bre. Ăsta e și brittle în jocul pe asta. Și că nu ai prieteni care să joci multiplayer. Da, adevărat și asta. Dar mie oricum nu se tare joacă lumea jocul. Adică a fost mega hype la început și acum foarte puțin mai joacă. Nu mai dați, mă. Știți ce? Fiți atenți, da? Luați de aici tornadă. Și o ratată.
anul l-a prins pe ăla. Ia tu bilă, așa e. Și la tine nu mai am ce să-ți dau, lasă-mă. Am treabă cu ăsta. Vei mă face serii cu alți youtuberi? Probabil o să mai joc chestii cu Puf la un moment dat, pe canalul ăsta, dacă te referi. Așa e cu orice joc, din păcate, mega hype la început, după care dacă mai rămân câțiva e bine. Păi asta era ideea, să le dau somn. Mă enervau. Da, din păcate asta e. N-ai ce-i face. Se plictisesc foarte repede oamenii. Asta e problema. Și sunt foarte mulți hardcore gamers care termină tot ce au de făcut în mare și după aia zic salut, căutăm alt joc. Că mai ai. Bun, prinde-l. Pentru că asta e partea de grind deja, să stai să tot cauți pali cu ce ai tu nevoie. Că uite, mi-e trebuie acum un muscle head. Și eu tot stau și bad din ăștia până îmi dă un muscle head. Deci... și trebuie să mă duc acolo după un lift, munc energy. Eu mă de pe partea aia, n-am eu treabă cu el neapărat. Bă, vezi de treabă. Bun, prinde-l. Nu mă vede. Nu mă poate ataca. Zic. Ok, fugi! Fugi! Car level 45 e destul de foarte puternic. Nu m-aș bate cu el, sincer. Dar cu ăsta m-aș bate. Prinde-l! Ok. Plecat. N-au avut nimic ăsta, nașpa. Și pistolul trebuie craftat? Da, toate itemele trebuie craftate. Pistol, arbaletă, glonțe, cam tot. Trebuie să-ți craftezi săgeți. Sunt anumite chestii pe care le poți și cumpăra, dar depinde. Uite, de exemplu, gloanțele poți să mi le cumpăr, săgețile, sferele astea de nivel 1 și 2. Aul. E puțin pay to win? Nu. N-ai ce să cumperi în jocul ăsta. Adică după ce ai cumpărat jocul, nu mai există tranzacții. Mă craft cu bani din joc la început când am trecut Fortnite-ul. Bă... mamă, l-am omorât, serios. Bine, hai. Prinde-l. You're Muntide. Vezi-ți, bă, de treabă. Las-mă în pace. Așa, agresiv, Sherry. Ok. Salutare, Tabi, salut, deja așa de bără mi se pare și Fortnite-ul, păi, na, în Fortnite oricum nu faci prea multe, adică e un Battle Royale, e normal să fie repetitiv, Runner, bă, mersi, dar nu vreau Runner, apreciez, dar nu mă ajută. Deci nu ai funcția de membru, că n-am nici funcția de monetizare, de asta. O să am membru, dar mai trebuie să facem încă multe ore de Watch Hours. Adică, dacă vreți să mă ajutați să am mai repede membru, lăsați clipurile și live-urile să meargă în continuu până la capăt. Avem 1100 de ore din 4000 cât trebuie să am. Canalul ăsta câtă vechime are? Măi, l-am mai forjat odată. Deci nu pot să zic. Cred că 3 luni cu încă... cred că 4 luni în total. Aș putea spune că am postat pe canalul ăsta. Hai bre. Că l-am mai început odată și am ajuns până la 5.000 și ceva de abonați și după aia n-am mai continuat. Na, serios? Că l-am omorât, nașpa. Bun, hai să se prindem pe tine. Gata. Bate Ormuntide, nu prea pot să-l bat momentan până nu fac rost de un... pal de curent foarte bun, că Mosanda, săracu, creează un playlist cu live-urile și se rezolvă. Facem. După live. Hai da. Mai trebuie să cumpăr gigasferuri, aia e.
Măcar ne mai scotem din bănuți înapoi cu ăștia pe care îi vindem, chiar dacă au level 20. Brită, lasă-mă cu Brită. Uite, apare acolo în stânga sus câtă experiență fac palii fiecare în parte. Și tu ca player ai noroc că ai bonus experiență. Ai bonus experiență la primii 10 pe care îi prinzi. De exemplu, ăștia, primii 10 pe care îi prind, am bonus de experiență la ei. Doc Daniel de jocuri care sugerează și numele, o să încerc și Supermarket Simulator. La partea de Supermarket Simulator l-am cerut, dar nu l-am primit încă. N-am primit niciun răspuns la e-mail, asta e problema. Și nu știu, momentan vreau să farmez Palworld-ul, că-s curios cât de departe pot să-l duc, știi? Și atunci o să urmeze și Raft și mai multe joculețe noi când mai apare ceva care să-mi atragă privirea. Momentan încă, na, probabil săptămâna asta cât mai pot farma Palworld-ul, să apară zilnic. O să fac treaba asta. Și după aia vedem și alte joculețe. N-aș vrea să fac prea multe joculețe la modul să nu fie constante. Aș vrea să apară constant. Dacă încep un joc, să apară măcar cel puțin la două zile. Să nu încep serii și să nu mă țin de ele sau să... Na. Îmi place cum se plimbă swipe-a pe acolo, n-are treabă, șezi din apă, să duc, n-am niciun stres. Mă bucur că ți-ai ales să-ți faci un alt canal în afară de cel cu Minecraft, de exemplu Ganico sau alții rămân blocați pe Minecraft. Într-un fel și înțelegi că ăla e jocul pe care îl știu și ăla e jocul care merge și ai foarte mult content pe care îl poți face. Și atunci ești într-o zonă din asta de confort, plus minus. Și asta vor oamenii de la tine și atunci rămân pe ideea, bă, nu vreau să încerc altceva, vreau să fac chestia asta că asta merge. Bine, miner, iară mi-l ai dat miner. Ok. Și pe ăsta prinde-l, capacitor, nu mi-l trebuie. Prinde-l, bă, și nu mai comenta. Dar na, ideea e că în general oamenii care joacă doar Minecraft, da, dăm un exemplu pe Ganicus, e mai mult un business, cred, decât ceva ce să-i placă neapărat. S-a reapucat Teddy de YouTube. Dar bine, Teddy, as far as I remember, s-a lăsat și s-a apucat de YouTube de grumă de ori. O să creezi un playlist cu live-ul? Da, o să fac un playlist cu toate live-urile și îl pun direct pe canal. A fost live azi, am înțeles, gotcha. Aoleu, am auzit ceva. Prinde-l pe ăsta. E acolo un zve. Prinde-l, bă, și nu mai comenta. Ce ai făcut figuri? Bă, ai făcut figuri. Auzi la el. S-a dat un gigasfer din ăsta, nu comentezi. Stronghold strategist și lider motivațional. Ok, prinde-l și tu. Și ăsta ce zice? L-aș prinde pe ăsta, sincer. Cu un gigasfer Swift. Prinde-l. Gata. Perfect, începe formatul de live-uri. Dacă doar îi omori și nu le dai sfera, îi mai colectează? Gen, nu, dacă doar îi omori, dropează lucruri și cam atât. Deci nu îți dă experiență, îți dropează lucruri. Uite, vezi, l-am omorât. Mi-a dat experiență, mi-a dropat lână, dar nu l-am prins. Asta e chestia. Trebuie să mă duc să mai cumpăr niște lucruri. Niște sfere. Că dacă dau cu alea galbene, nu mă le irosesc. Și n-are sens. Apreciez, oameni faini, dacă lăsați live-urile. Ai și caves? Nu-s caves, îs dungeon-uri. Practic intri și ai, nu știu, vreo 10 minute să-l completezi. Cam asta ar fi ideea. La final ai un boss random și cam atât. Și ai două d-astea, cum să numesc, două cufere. Dar la final, care e faza cu boss-ul? Nu știu, poate să fie un zvepa din ăsta de level 20. Depinde de dungeon. Pietre metin avem? Nu, pietre metin n-avem. Dar ar fi șmecher, chiar ar fi o chestie șmecheră, să ai din astea ce le minezi și să apară monștri.
Un lucru fain, dacă apeși pe R, îți aruncă toate itemele pe care le ai în inventar și și în cufăr, le aruncă acolo. De exemplu, uite, o să iau eu de aici lucruri. Așa, și mă duc în cufărul care îs pentru ele. Dacă apăs pe R, le-o pus pe toate pentru că le aveam deja în cufăr. Asta îmi place super mult. Uite, au pus gloanțele și nu mai trebuie să stai tu să vezi, să pui ce ai, ce n-ai, nu, ți le aruncă el acolo. Așa, ce am găsit pe aici? Lucky și Foreman, dă-l în partea asta că ar fi bun el la ceva. Ăsta e Swift, ăsta e lider motivațional și stronghold strategist, ăsta minează, poți o să fie bun. Nu, problema e că nu știu exact care e faza cu... La ce să mai folosești acest surfent? Și neștiind la ce mai folosesc, am zis să nu-i arunc neapărat, că pot o să fie bun. Pentru că, uite, dacă eu înmulțesc unul care e musculos cu unul care e feroce, o să iasă unul care are ambele treturi. Vezi pe wiki. Da, nu are sens. Adică, cum să zic, nu are sens să caut la ce să folosesc, pentru că e, oricum îi țin acolo. Că poate cândva o să vreau să fac ceva și atunci am nevoie și l-am vândut. Sell. Îi vindem pe restul că uite cât sunt aici. Mă, ce-i drept? Fiți atenți. Da? Eu scot 900-1000 pe fiecare. Da? Plus minus, depinde de level. Scoțând 900-1000 pe fiecare, eu îmi scot practic banii pe astea. Bai. Că uite, nu aici, nicoce. Că uite... E 900 bucata, 920. O meritat, sincer. Cumpără 30. Deci am prins 20 și am cumpărat 30, tot acolo. Asta e doar zona de trading și atât, da. Adică, cum zic, locul ăsta, da, e numai de trading și atât. Dar, de exemplu, locul ăsta poți să mergi, să minezi. Uite, eu pot... Aoleu, stai că îmi trebuie armura. Uite, pot să iau cărbune din partea asta, din părțile alea, pot să mai prind pali, că stă felul. Cărbunele se ia destul de rapid. Hai, că poate găsim un pal pe aici. Apare vreunul? Nu, nu apare. Nu-i niciunul până apropiere, dar da, și aici poți să prinzi. Frumos Wasteland, da, e un deșert din ăsta. Ia uite, vezi, e unul acolo. Și mai trebuie să fie, dar nu se spawnează, cred că fix pe lângă zona asta. Deci, per total, sunt multe lucruri de făcut. Ai, eu zic că dacă vrei să bați toți boșii, că și boși pe aici pe acolo, să strici, să învingi toate turnurile, să explorezi tot, ai schematice. Uite, eu mi-am făcut armura asta, dar asta e armura basic. Am armură verde, am armură, deci am armură common, uncommon, rare, epic și legendary. Adică pistolul pe care l-am eu e epic. Vezi, gliderul ăsta e uncommon, ăsta e rare. Și asta e la toate itemele. Și tu trebuie să farmezi schematice. Ajungem la bază și... Schematice care de care faci jos din cufere, de la boss, din dungeon-uri, depinde. Aruncă-le astea aici. A, trebuie să le vând astea. Never mind. Am un cufăr cu schematice, două secunde. Bine, cu ce schematice mi-a mai rămas, că aveam încă vreo 20, dar le-am vândut că n-aveau sens. Uite, vezi. A, uite, astea trebuie să le vând. Asta de pump, hai că mai lăsăm. Și asta de ce? Hit resistant refinemental armor. Am epice, am uncommon, common. Nu te poți pune cu... Nu te pune cu abonații care formează live-uri, că nu se știe, te trezești cu monetizarea în câteva zile, depinde de câte ore mai ai nevoie. Mai am nevoie de vreo 3000. Deci mai durează. Și sunt mai multe zone cu trader. Asta e partea faină, că nu trebuie să mergi numai acolo. Prima zonă cu trader pe care am descoperit-o e asta de aici, un pic mai în față. Dar da, apreciez, oameni faini, dacă lăsați live-urile. 3000, lejer. Bine, durează, ca să ne înțelegem. Durează la modul
o săptămână să proceseze orele alea. Era tare să poți juca online 1 versus 1. O să poți, e în plan chestia asta, un mod PvP. Dar ce urmează? O arenă PvP. Să poți să faci bătălii ca în Pokémon. Știți cum erau turnamentele în Pokémon. Dar ce urmează acum? Urmează Raid Boss. Din ce am înțeles, mă rog, din trailer, o să fie un buton, mergi, dai niște esență și făcând treaba asta, hai să dăm sell, făcând treaba asta spawnezi un Raid Boss. Hai zis că o să-ți faci casă, da, numai că n-am avut timp să mă ocup de asta. M-am ocupat de alte chestii. Ne facem și casă. Da, de Watch Hours, care e faza cu ele. Eu acum, ce e, duminică, da, 17. Mie mi-o procesat toate orele din ce am putut observa până duminica trecută. Cât de sus zboară maxim? Zboară cât are stamina. Stai. Unde am zis că mergem? Am zis că mergem aici. Înapoi la farmat surfent, că ne trebuie. După un calcul scurt, în 2-3 săptămâni o să faci. Da, cam asta ar fi. Deci uite, vezi, are stamină în subțintă. Am stamină. Și zboară destul de sus. Iar când se termină stamina, cade. Hai că... arată bine zona asta, destul de mare. Dar cum am zis, așa se vede din cauza texturilor pe low. Uite, se vede și în partea aia, ce avem teleporter, boss. Și acum ai s-o terminat, cade. Bam, atât. Nu s-a întâmplat nimic, am fost pe el. Ce ziceți, băieții, bine sănătoși? Ia uite-l pe ăsta aici. Surfent, unde e fuștată? Ia zi, bă. Urcă ceva, yep. Din ce-am înțeles, bă, hai înapoi. Din ce-am înțeles, ăla roșu ce l-ai văzut în deșert urcă cel mai sus. Are cea mai multă stamină. Stronghold strategies, mulțumesc, da, am deja. Prinde-l. Prinde-l cu asta albastră. De ce vreau să-l prind cu asta albastră? Numai așa la mișto. Oare să pune dacă te uiți la un live de mai multe ori? Normal, nu înțeleg de ce n-ar trebui să se pună. Pentru că vă uitați voi, nu eu, știi? Dacă mă uit, eu înțeleg că nu s-ar pune. Gata. Îi vindem și pe ăștia, ce să mai. Ăsta e workslave. Mi-o dat și piele, bine, hai. Surfent, hai de-ai cetat. Zdoink. Prinde-l. Interesant că n-am acuratețe dacă stau pe ăsta. Bă, care ai dat? A, ăsta au dat. Unde fugi, bă? Hai înapoi. Stai așa, nu da. Trebuie să-l prindem. Trebuie să fii și atent când ai arme atât de puternice, să nu-i omori ca animalul, că nu știi niciodată ce ai omorât. Începe farmul la tine de la poal noi de clip. Stai, începe farmul la tine de poal la noi de clipuri sau live-uri. Am înțeles, apreciez oameni faini. Nu da, că dacă dai moare. Așa. A vrut să dea el cu sfera aia lui, eu înțeleg că o vrut, dar hai să nu dai. Da, cred că ar trebui să se pună. Adică nu se pune numai dacă pun, dacă farmez eu orele respective. Gata, asta e Brave. Oare între și Brave? Cred că între și Brave. Dar cred că de Brave fac rost de din alții. O să vă arăt imediat pentru cine e pe live exact ce vreau să fac. La momentan să-i prim pe ăștia când mergem la bază. Așa, nici asta n-are nimic.
Partea bună e că măcar mai farmez și pal fluids din astea, de care am nevoie în momentul în care... Așa. Am nevoie în momentul în care fac ciment. Da. Pentru asta îmi trebuie. Și atunci dacă îmi dă câte două, e numai bine. Hai, ia zi. Workaholic. Hai că e bine. A, l-am omorât în nașpa. I-am zis că îi dau la corp să nu-l omor și l-am omorât. Îmi place că ei nu-și dau seama cine îi lovește dacă zbor. Îți iei falling damage? Da, îți iei falling damage. Dar dacă pici normal, nu dacă te arunci cu ăsta. Deci dacă eu cad cu un pal zburător, nu-mi iau damage. Dar dacă mă arunc acum de acolo de sus, îmi iau falling damage. Ce zici, șeful? Bine, sănătos? Apreciez. L-am prins. Hai. Prinde-l. Și să vezi că îl ratez. Dacă rămâi fără stamina în apă, te neci. Da. Dar pot zbura foarte lejer cu asta. Am găsit o băimăreancă de la voi. Aoleu, stai că trebuie să-l bat pe prietenul nostru. Păi, unde ai găsit-o? Trebuie unde ai găsit. Pare ca și cum ai găsit ceva la pufuleți, știi? Și te întreb unde ai găsit-o. Bun. Hai. 99, superb, destructiv. Aoleu. Ne ziceți voi destructivi. Facebook dating, mam. Păi și funcționează Facebook dating ăla? Adică îl folosește lumea? Aparent merge, ok. Hidromania, aoleo, bă, dar unul ca lumea n-aș prinde și eu. Bine, dă-mi pal fluid. Dacă tot ți-am murit. Și bag gloanțe aici, deci am băgat deja la gloanțe. Așa. Prinde-l pe ăsta. Prinde-l și pe ăsta. Ce bai, scăpat? Hai mă înapoi. Hai în bilă. Gata. Pe ăla l-am prins, zice că e fomist. Pe ăsta l-am prins, zice... Login, aoleo, iară logging. Lasă-mă, bă, Irina, logging. Aici. Joci Palworld off camera? Da, am jucat Palworld off camera la început. Acum, în mare parte, nu mai am ce să fac off camera neapărat, decât dacă mă mai plimb să mai caut, să mai explorez. O să faci reacții pe Patreon? What? Irina Logging. Ha? Ha? Păi nu știu că Irina Logging. Și am zis Irina Logging că nu. Bă, unde fugi? L-am făcut. Nu voiam să-l omor, dar... Ce să-i faci? Era prea slab pentru gloanțele mele. Nu știu, nu sunt fan reacții. Adică fac map showcase care îi teoretic reacție, dar nu știu, parcă n-aș face reacții. Nu mă simt eu reacționist din ăsta. Adică să faci reacții mi se pare că trebuie să aduci un plus clipului și eu cred că nu m-aș strica clipurile. Reacționez la D. E, nu neapărat că le-ar strica. Nu știu, strict ideea asta că nu mă atrage. Că nici nu poți reacționa la orice și... Îi și chestia asta... Aoleu, iar l-am omorât. Contează la ce reacționezi și în același timp nu poți reacționa la orice. That's the point. Și nu știu, dacă aș reacționa, aș vrea să reacționez la chestii la care mă uit. Nu aș vrea, normal, cine reacționează, reacționează la subiecte de trend. Și eu nu sunt curios, Buzzhouse, da? Eu nu sunt curios de Buzzhouse. Like, literally, no offense. Cine se uită, se uită, cine nu se uită, nu se uită. I don't really care.
nu-ți place, nu te uita. Sau îți place, uită-te. Dar strict ideea asta de, bă, nu place, nu vreau să reacționez la așa ceva. Sau uite cum reacționează copii la chestii din Minecraft. Eu nu mă uit la chestii din Minecraft atât de mult încât să zic că, mamă, hai să dăm un gigasfer pentru tine. Și mergem să mai cumpărăm. Musclehead, ăla-i, am prins Musclehead, de ăsta aveam nevoie. Păi și dacă nu încercam să-i prind pe ăștia doi, ia uite. Hai să-l mai prindem și pe ăsta. Prinde-l, 89%. Ce-mi dă, ce-mi dă, ce-mi dă? Nimic, n-aș. Strica sfera. Trebuie să mă faci content deja cu Minecraft, să mă vezi pe YouTube, deja te scârbești, vom... Da, aia zic, că nu mai e. Și nici nu pot. Iar te bucur înainte să vezi ce gen e. Da, din nou, da, na, mă bucur că l-am prins, știi? Că putea să nu fie, măcar pot să văd ce gen e. Că nu m-am, normal apare ce gen e, dar nu m-am uitat înainte. Apare când îl prinzi. Înainte să-l prinzi. Ia zi, ăsta e muscle. Iar-i fată, mă. Iar-i fată. Bine, ceva interesant. Diet love, diet lover pe aici. Ce mai avem? Miner, logging foreman. Avem mine. Și luăm și un logging aici. Iară-i fata, da? Cât să fă? Asta mi-e norocul astăzi. Am Musclehead. Dacă îmi dădea feroce măcar, sau nu știu. Că atunci mă duceam și căutam altul. Workaholic. N-aș căuta un alt Criolix, numai că trebuie să dau sfere din alea mari, sincer. Aia e singura mea problemă. Că trebuie să dau sfere mari pentru asta. Poate nu-i fată mare. Da. Și așa măcar e un sistem din ăsta de farmez experiență, pentru că îl prind pe surfent. Nu multă, dar farmez. Și îmi scot banii pe sfere decât să dau sfere din alea mari pentru Criolinx. Că nu știu, chiar nu merită Criolinx-ul ăla să stau să-l farmez atâta. Nu știu, sunt oameni care se uită și, uite, Colpir să mai uită la chestii despre Minecraft și, mă rog, alții, da? Eu nu pot să mai uit la chestii despre Minecraft. Plus că am mai povestit despre asta cu Minecraft-ul. 25.000, super. Luăm 30 de sfere. Și gloanțe. Ia zi, bre, vreau să cumpăr gloanțe. Am mai povestit despre asta cu Minecraft-ul, nu mă tare uit pentru că aș lua idei de acolo. Și după aia mi s-ar părea că s-a mele. Aoleu, stai că eu deja m-am dus. 30 de bucăți, nimic mai mult, nimic mai puțin. Vreau să vând chestii. Am vândut, da, le-am vândut, alea, bun. Punem sferele și salut. Mai departe. În cotură de farmat. Măcar fac asta astăzi și atunci mâine direct îl facem pe cel mai șmecher Warsect și... A, nu încape. Facem pe cel mai șmecher Warsect. Unde ziceam? Nu aici. Aici la urmă tai. Hai, ferocious și să fie băiat. Care erau șansele să fie fată de două ori la rând? Îmi explicați și mie, vă rog frumos? Că eu nu înțeleg. Cum să fie fată de două ori la rând? O să mor încet și sigur. Și un pic mai pe dreapta, stai. Lupi, nu-mi pasă. Ia uite, ăsta e al nostru. Ăsta e prada cea mare. Îți curăț dacă dau cu ăsta. 8%. Ne, dăm cu 30.
Așa. Asta e partea plictisitoare, că trebuie să-i farmez cu atributele alea Swift. Nice. Cred că mai am unul. Măcar îmi dă Pal Fluids. Ok, asta mă bucur. Am 92 deja. Vă dați seama că eu am prins vreo 50 de din ăștia. Prinde-l. Și la voi am zis că ia, luați de aici. Luați o tornadă. Bravo, ia uite cum s-a dus. Bă, așa, bravo tată. Și acum te prindem. Nu de alta, dar dacă mai dau un el, cred că moare. Ia mă și mai comentam. Bun. Ce are? Păi miner, profesional. Nu-mi pasă. Nu mă ajută. Am deja mineri din ăștia. Deja când prinzi vreo 50 la modul workaholic, ai tot ce să putea avea. Adică nu prea mă pot eu surprinde vreunul. Numai ăsta care o levita mai înainte. Bun, prinde-l. Are level mic. Asta ce zice? E nașpa că n-ai acuratețe aparent de pe Pal. Băi, ăla nu mai știu ce-a fost, dar nimic special oricum. Ăsta zice unstable, bine. Băieți, voi stați în linie, nu? Ia, luați de aici, hai. Îmi place că din spatele o dat. Apoi se vede că ai dat cu spatele. Așa, bun. Dă-i foc la ăsta. Așa. Și acum trag eu. Și gata. Măcar dacă mi-ar da pentru mine măcar glonțele. Surfent, unde ești? Hai că mai trebuie să-l găsim. Asta facem momentan. Că altul n-am de prins, sincer. 200 de fragmente, bravo băieții. Așa vreau, așa vă vreau. Muncitor ca întotdeauna. Munciți, munciți acolo că trebuie. Stronghold strategies, mai am și din asta. Nu mă ajută. Hai. Mai departe, waterproof, bravo tată, ești waterproof, ar fi culmea să nu fii. Bine, dar waterproof ci că le dă 10% apărare împotriva atacurilor de apă. Heated body, ăuleu, eu nu muntai de acolo, nu vreau. Bine, ce drept acum nu mi-ar mai da o lovitură, dar na. Hai să nu. N-are sens să ne batem cu el că nu ne ajută. Am făcut deja unul foarte bun, ajunge. Prinde-l. Next. Next e acolo. Ce-au scăpat? Bă! Figurantule! Dispare. E în transferă. Bun, prinde-l. Iar au scăpat figurantul ăsta mic. Bă! Deci dau o sferă din asta. Nu mai comentez. Ok. Dăm și în ăsta un pic. Iar... îmi dă plus la, la săpat copaci din ăștia. Mm-hmm. Clumsy. Bine, l-am omorât, n-am vrut. Am tras prost, aia e. Am tras prost și omurat. Bă, nu fă figuri. Bine, îmi permis să dau cu sfere galbene că pastea de astea mai faci rost din cufere. Altfel nu mi-aș permite. Ăsta e rezistent la atacuri de pământ, cu earthquake resistant. O făcut și level 4, între timp au făcut venuri în level 40 la cât bat la ăștia. Ceva acolo sus, nu, e un zvepa din ăla, bine. Hai încoace surfent! Hai bă, unde fugi? Bun, prinde-l. Și merem pe partea aia. Prinde-l, bă, am zis. Oleo, ne învârtim aici în ce... Bă, ce faci figuri? De ce ești figurant, a? Zi, cine ți-o dat dreptul să faci figuri? Auzi la el. La 70% el face figuri din astea. Ferocious! N-aș patare. Mie-mi trebuie Musclehead, nu-mi trebuie Ferocious. Că mor încet și sigur. Cum am zis, ăștia-i prind mult mai ușor.
Că-mi trebuie mega sfere, nu-mi trebuie ultra high quality d-alea. Destructiv, nu mai fiți bă destructiv, că nu-i bine. Distrugeți chestii, trebuie să plătească mămicile voastre, nu-i bine. Eu urmă un tai de ăla, nu vreau să mă apropii de el. Lider motivațional, bravo tată. Vezi că ai ratat trendul, era până 2021. Nașpa despre el, aia e. O să ajungă muritor de foame dacă e lider motivațional din ăsta. Hai, prinde el. Next. O ratat trendul, ce să-i faci? Prindem și ăsta un pic, next. Hai, care e următorul? Vanguard, bravo tată, Vanguard n-aveam. Hai că ăsta-i nou. 100%, te rog eu frumos, nimic bun. Hai, mai avem 5 sfere, Doamne ajută, încă 5 din ăștia. Fii cu minte, bă. Gata, nu face figuri. Iormuntai de acolo, Iormuntai te veghează. Intră în sferă. Intră în sferă, cum sună. Musclehead, în sfârșit, nu știu, v-ați uitat voi, era fată, băiat, ce era? Era pisică, că mai nou din ce am înțeles, și că poți să fii și pisică, am ajuns trendul și pe la noi. De mâine gata, o să mă identific ca un panda roșu și vreau să mi se zică roșior. Hai. Pacifist. Nașpa. Stai așa că am dat pe altceva. Iată. Third time lucky. Da, eu sper să fie a treia oară cu noroc. Că, na, e cățel. Da. Vreau să fac una urâtă. Sper să nu fie cățea. Că două am deja. Hai, vă rog eu frumos. Fiți băiat, domnul. Fiți băiat. Nu vă identificați ca femeie. Băiat, în sfârșit, Doamne ajută! Ferocious aveam pe aici? Nici n-aveam Ferocious, ce chestie. Uite că am făcut rost acum de unul. Unde era? Vanguard, că ăsta e bun. Și care era feroce? Ăsta era feroce. Bun. I-am adunat pe tăți, deci am toate skillurile. Stronghold strategist, cum arată? Lider motivațional și Stronghold strategist. I-aș ține separat, lider motivațional și pe aici trebuie să am Stronghold strategist, gata. Deci am de tăte, da? Am lider motivațional, strategist, feroce, vanguard, musclehead, foreman, mind, deci de tăte. Nu cred că există pasivă pe care să nu am acum pentru ăsta. Suntan lover, care-i faza cu Suntan lover? Ce face Suntanul ăsta? 10% decrease to incoming fire damage. Ah, ok, deci e bun anti-fire damage. Nu e atât de mult, e ok atunci. Stai, level 42 ce am deschis? Production assembly line 3, bun. Vreau asta, cold resistant. Și cam atât. Vezi, am zis eu cățel. Doamne ajută. Mi-e frig? Bă, pe bune că mi-e frig? Joc-o pe asta. Deci ăștia l-a vândut, da? Cât sunt? 18 de vânzare, facem și noi un bănuț cinstit. Și unde e a meu? Asta e băiatul, ui, rămânit, că am vrut să văd exact. Aici e Venuir, meu bun. Îl căutam pe Venuir, nu știam. Acum, trebuie să mergem la ea de foc. Hungry, are ești hungry, bă, dar asta nu știu ce să baje berii în gură. Vai, incredibil, mă, palii ăștia. Învață, bă, să mănânci. Nu știu ce să mănânci. Cine ce? Mi s-o promit. Că mă atacă cineva cu ceva. Bun, mi-ar trebui niște ultrasfere. Pentru asta îmi trebuie niște din astea. Pentru din alea îmi trebuie un zbor cu parașuta. Până la cealaltă bază. Gata. Ne-am dus până la cealaltă bază. Unde am observat că am în cufăr niște skill fruturi de foc. Asta o să fie mega șmechere. Și 3 lightning strike-uri. Holy, dar stai, lightning strike parcă era bun. Parcă zicea cineva ceva despre el. Dar mă rog, băieții, hai că avem treabă. P-a adunat cu noi. Îmi trebuie vreo 100 de bucăți de oruri și atunci suntem bine. Depresed. Și tu și depresul, ce mă sunteți depresivi. Dar acum nu o să le dau medicamente, că nici nu am la mine.
poți să le dai medicamente la pali. Asta e partea interesantă. Pentru Anubis îmi trebuie artizan. Am vreun Pyrex cu artizan. Un Arsox cu artizan, pardon. Ok. Dacă ar veni și ei la fierul ăsta în loc să adune piatră, cred că ar fi... Am ajunge departe în viață. Dar de asta o să schimb și zona. Le arată și puterea la skill-urile alea. Lightning Strike e de 75, e bunicel. Da, dar mă refeream că l-am văzut la cineva. Și destul de ca lumea asta. Arsox ce zice? Hit it body, nimic special. N-am niciunul bun aici care să mă ajute. Ăsta e Diet Lover. Bun. Îmi trebuie un Arsox, dar eu nu mai am Arsox pe aici, l-am numai pe ăsta cu Burly Body, bine. Nu, Lightning Strike era un skill interesant cu care puteai, parcă, dacă aveai un Astragon, să-l faci miner extrem de bun. El să dea un Lightning Strike și să spargă cam tot. Adică să spargă o grămadă de chestii. De oruri. Asta e povestea. Parcă ăla era. 65, dați acolo, munciți. Munciți, munciți că trebuie. Așa. Nu de alta, dar îmi trebuie sfere. Îmi trebuie sfere să mergem în zona asta de vulcan. Căutăm niște Arsox și mai vedem noi după. Mi-ar trebui probabil hypersferuri în loc de ultra, dar vedem, noi am și ceva gigasfere păstrate. Ar fost tare dacă puteam cumpăra de undeva gigasfere din astea ca să nu mai dau fier pe ele, dar hei. Se poate și mai rău, se poate și mai bine. Iar în zona asta aș pune la făcut niște 30, da, 30 de oruri perfect ca să fac vreo 10 hypersferuri. Și hai că dacă tot suntem în partea asta, Anubis muncește. Nu de alta, dar nu-l pot pune la treabă. Dacă nu îi dus ăla, dacă nu termină cu carbon fiber-ul ăsta. Circuite mai avem. Avem pită cu gem de făcut. Deci, din ce am înțeles eu, voi ați mai făcut aici, nu? N-ați mai făcut aici, ați mai făcut aici. Bine, niște uit. Ok, luăm ăsta. Punem făină la făcut, doar 79 de bucăți. Și cu astea 500 și ceva, mă duc la cooking pot și dau să facă 500 de felii de pită cu gem. Deci, băieții, hai. A, pot să fac pancake cu pâine. Și asta ce-mi dădea? Eating the product, decrease rate which 174 rare. Ok. 541, 541, faceți, hai. O să ajungă băieții și acolo. Momentan îmi trebuie astea 40 și dăm aici să facă niște sfere. Câte sfere poți face? 13. Ok, 10. 12. Ba, 13, că atunci cu ce mai am eu? 18. A, nu, 3, da, 18, super. Așa, uitul ăsta l-aruncăm, că n-am ce face cu el. Și o să am vreo 500 și ceva de bucăți de pâine cu gem. Ceea ce o să fie extraordinar. Hai, munciți tăți, hai că muncesc și eu. Nu că ar ajuta ceva, că puterea mea de muncă e nulă, dar... Să fie acolo și nu uitați să mai fain să vă hidratați. Iar până muncim aici să mai facem niște sfere, ca să căutăm Arsox și Pyrinx. Până facem asta... Nu uitați de giveaway-ul de pe Instagram, blue.crafters. Facem extragerea după live. Dăm acest tablou cu Goku pictat manual pe sticlă. Așa, dă-mi-le astea. Aici ce zic băieți, ați terminat acolo, ați terminat dincolo, îmi place, îmi place. Muncitorescu. Muncitorescu nu se joacă. Hai, 2, 3, bag și o mână. La muncă, 4. Și acum aici câte pot să fac? 15, fă bă, 15, ce să mai. Hai, muncim și noi. Muncim cu drag și spor. Între timp ce am mesaje pe Discord rapid, îmi place că am dat alt tab, băiatul meu a zis gata, eu nu mai muncesc. Bagă bă muncă, nu lăsa pe alții să muncească în locul tău. Bine, normal așa se face, dar nu contează. Face Warsec level 41, nice, 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 nice. Oricum facem cel mai bun Warsec, nu mai avem nevoie de ăsta, cred, dar... Să fie acolo. Bravo, Anubis, bravo, tată. Ești muncitorescu. Arsox. Deci, eu aș vrea un loc unde să pot prinde Arsox cu megasfere. Dacă se poate. Și trebuie să poată.
Hai să căutăm Palworld Arsox Location. Nu știi locațiile? Cauți. Aici, ziceau băieții? Zic în partea asta. Și zic în partea asta. Ok, deci aici trebuie să merem. Nu de alta, dar aș vrea de level mai micuț. Ia uite. Aici. Zic că ar trebui să fie zona ok. Că nu trebuie să aibă level mare. Trebuie să aibă pasive bune. Da, ia uite. Oh, și de level 9. Ce faceți, băieții, supărați? Stai că trebuie să dau cu asta, pentru că dacă dau cu ceva mai puternic, cred că-i omor. Prinde-l tu. Mai poți să-i dau una? Sau... Mie că dacă le dau mai multe lovituri, îi omor. A, uite, am și bonus Parsox. Superb. Superb, burly body. Nice. Salut, un sfat se poate, unde să fac a doua bază? Dă-i un search pe Google. Stai, ce nivel ai? La ce nivel vrei să faci a doua bază? Ca să zic ce să cauți exact. Două, 7. Și ai nevoie și de cărbune, nu? Prinde-l. La 27 parcă da, ai nevoie și de cărbune. Numai să... ca să știu exact. Bă, ce faci, figuri? Bă. Momentan am făcut prima bază cu tot în afară de fermă. Ce-ți recomand, dă-i un search pe YouTube la Palworld Best Base Location și vezi că e ceva locație, nu mai știu exact unde pe hartă, cu 8 toruri de cărbune și 6 de fier, sau invers, 8 toruri de fier și 6 cu cărbune. Deci ori 8 fier și 6 cărbune, ori 6 cărbune și... mă rog, ori invers, că mai e. Și atunci acolo îți recomand a doua bază ca să ai și fier și cărbune. Am înțeles, ok, man. Eu am făcut baza în altă parte și a fost o idee destul de proastă. Adică eu mi-am făcut a doua bază ca să înțelegi aici. Pentru că e și un copac cu skill fruturi. Merge și acolo. Da, îți recomand zona aia altă cu mult cărbune și fier ca să-ți faci acolo o zonă de minat. Și atunci o să faci o grămadă de refinding-ături la level mai mare. La level 27 nu cred că ai deschis refinding-ăturile, dar o să ai nevoie de ele. Bun, prinde-l. Hop, fii cu minte. Prinde-l pe ăla, prinde-l pe ălalt. Hop, te-am prins. Ok. Ok. Gata, al nostru. Unui brav, unui pacifist, slăbuți băieții. Încă un cufăr, îl luăm pe ăsta. Dacă tătă-s aici. Aoleo, stai așa, ia uite. Un copăcil cu skill fruturi. E bine să mai vii pe la copacii ăștia și să spui cât un marker. Marker. Eu pun steluța ca să știu că acolo e skill fruit. Și ia uite. 3 skill fruituri. Nu că ar fi foarte bune acum, dar nu știi niciodată când ai nevoie de ele. Unul aici și unul dincolo. Ia bă. Prinde-l. Ajunge până acolo săgeata, n-a ajunge. Ok. Stronghold strategist, nu mă ajuți. Nu cred că o să mă duc vreodată în căutare de Arsox, dar hei. Iată-mă aici.
No, ok, gata, m-am prins. Musclehead, bun, dar nu asta îmi trebuie. Nu Musclehead îmi trebuie, îmi trebuie... Hai bre. Îmi trebuie ceva artizan, ceva ce îmi dă work speed. Fără work speed nu prea are sens, sincer. Dă-mi piele. Un evolt, ar fi bun și ăla, dar nu stăm acum să-i prindem. Cred că dacă mă duc la aia de level mai mare, am șansă mai bună. A, uite, nu, lider motivațional. Hai că i-am prins bine. Nu știu, prefer să-i farmez pe ăștia de level mic, că e mai ieftin. Și văd că tot am noroc. Că dacă n-aveam noroc să-mi dea statusuri bune la ei, aș fi zis, bă, ok, nu-mi dă statusuri bune. Dar deja am prins 2 sau, uite, artizan, perfect, ia că m-am legat de ei. Exact ce am nevoie, artizan, diet lover, păi asta e deja lux, mă, dacă am... Dacă îi pun să aibă work speed mai mare și să mănânce mai puțin, păi forță. Stai așa că trebuie să dăm un search, atunci foarte repede. Și să ne uităm unde e Palworld pasiv skills. E lista cu pasive. Ne uităm pe ea. Dăm un work. Și ce zice? Artizan, work speed plus, 5, plus 50%. Rar cu lucky mai îmi dau work speed. Serios, ok, deci trebuie să mai găsesc pe unul serios. Deci am artizan și diet lover. Trebuie să găsesc unul serios. Ok. Bun. Păi atunci trebuie să-l caut pe următorul care să fie serios. Un Pyrin, Pyrin location. Palworld Pyrin location. Google are tot ce vrei. Deci în zona aia. Bine, am înțeles care e zona. Nu mai stăm la discuții. Îmi zice zona asta de aici. Păi atunci o dau în partea asta și tot explorăm zona. Ăla de acolo de jos. Da, acolo merg. Măcar am mai găsit și niște skill fruturi. Nu știu dacă l-aveam sau nu. Aflăm acasă. Când le arunc pe toate acolo în cufăr. Oricum mutăm și baza. Facem ceva ca lumea. Într-o altă zonă mai dreaptă, mai aranjată, dar... Părând așa. Aici era baza, frumos. Și... Trebuie să-i pun pe ăștia. Deci, tu ești diet lover. Bun. Tu ești artizan, îmi place despre tine. Tu ești motivațional leader de ăsta. Tu ești muscle head. Tu ești Stronghold Strategies, n-am doi, nu? Nu. Burly Body, ok, ia-l și pe ăsta, că are defense în plus. Și cam atât. Nu de alta, dar dacă ăștia sunt pentru Anubis, voi putea face și un Anubis destul de puternic dacă ăla-i Muscle Head. Și atunci numai bine. Primul lucru, aici, la vânzare, hai, toată lumea, avem de vândut chestii. Și apoi mergem după Pyrin. Că n-am, cred că am un Pyrin. Cred că unul am, dar nu prea m-a ajutat atât de mult. Hai că-i vindem pe ăștia, rapid, facem și noi un 30.000 acolo. Hai băiatul, că am de vândut. Hai, uite, cât iau pe ăștia? 500 numai, sărăchie. Bine, au și level mai mic, n-o să mint. Oare iau mai mult pe ăștia că au, stai așa. Da, cred că iau mai mult pe ăștia care au pasive scump. Da, uite că îmi dă 1060, îmi dă cu 100 în plus. 21.000, super, bă, ăla îmi place ce am văzut aici. Micald, Micald la funduleț. Așa zice. Așa, oare să iau niște cărbune? Bă, dacă dă-s aici, ar fi păcat să nu iau niște cărbune. Nu de alta, dar durează foarte puțin să iau cărbunele astea. Și, stai un pic. Aveam la tine ceva... A, nu, pentru când adun lemn. N-aș pe atunci.
Pyrene, cred că am unul, dar cred că are Burly Body. Burly Body de ăsta. Aici să arunc chestii, în partea asta să mai arunc chestii. Stai, cărbunele tot aici. Și skill fruturi, în partea asta, uite, unul dintre ele le aveam, două nu. Deci e bine că mai adun. Și ce ziceam noi, voi faceți aici treabă? Da, faceți treabă, foarte bine, felicitări, aici nu se muncește. De ce nu se muncește? Că nu am eu ce-mi trebuie. Bine atunci, dacă nu am ce-mi trebuie, dăm un teleport. Stai, am pe aici vreun Pyrene? L-am pe ăsta, dar ăsta e Pyrene Noct, nu mă ajută, nu, n-am niciun Pyrene. Ok. Ne luăm zborul în partea asta și dăm în căutare de Pyrene. De asta am făcut și sferele alea roșii, le-am făcut sau nu le-am făcut? Sau nu le-am luat? Nu mai știu. Ne uităm acum. Da, am făcut niște sfere roșii. Bun. Încolo. Să-mi pun, da, am și tricoul de foc. Perfect. Hai da. Esență medie. Și atunci, în sus cu mine, Venwyrm. Mai ar merge să prind și câțiva Venwyrm, dar parcă n-aș strica acum. Din sfere. Îs curios cu gigasfere, dacă pot da, dacă nu, dăm cu sferele alelalte. Hai să deschidem zona asta. La câți ani te-ai apucat de YouTube? 2014, deci 12 ani aveam atunci și anul ăsta facem 10 ani de YouTube prin vară. Fun fact. Așa că, așa că fapt divers. 5 ani pe canalul cu Minecraft, 10 ani de YouTube. Am mai mulți ani de YouTube decât au unii care se uită pe canal de viață. Ce mi se pare interesant. Nu, nu zic ca un lucru rău, e o chestie care mi se pare interesantă. Că pot să zic, bă, fac treaba asta de 10 ani. Și mult 10 ani. Venwyrm, ok. A, uite. Pyrene, foarte bine. Nu știu. Să spawnăm pe ăsta. Hai să nu. Nu de alta, dar mi-e frică că o să le dea one shot la băieții ăștia. Și acum, dacă vreau să-l prind, cred că îmi trebuie sferele astea, mai șmecher un pic. Da, îmi trebuie sfera asta, mai șmecher un pic. Hop, 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 hop. Bun, n-are nimic, nimble. Așa. Hai că de așa n-am prins, să mai dă experiență în plus. Bun. Hooligan și... Nimic special. Nu contează, și așa o să-mi dea niște bănuți frumoși când îi vând. Îi păstrăm numai pe aia care au pasive bune. Și pe restul la vânzare cu ei. Un vixen acolo. Mergem în sus către fortăreața aia ruinată, că mai avem timp. Și ia uite, mai luăm câte un cufăr din ăsta care îmi dă și un silver key. Hai da. N-am avut noroc. Hai, fără silver key. Dar am văzut în fapt? Nu, n-am, mi s-a părut. E un vixen aici pe dreapta. Mă duc atunci mai sus puțin. Teoretic zice că în zona asta ar trebui să fie. Apoi mă plimb și îi găsim noi pe toți. Vixen n-am nevoie, m-aș duce în zona asta. Îmi plac statuile astea cu Jet Dragon unde nu-i Jet Dragon. Adică în zona asta e ok, dar mai ies alte zone și e foarte dubios. Hyper Sphere, Giga Sphere, da, ți-mi șeful. Sferele astea sunt bune. Măcar nu mai am eu treabă. Flambel, mamă. N-aș prinde din astea, sincer. Că momentan nu mă ajută. Astea sunt numai să le pui să farmezi organe de foc. În rest, nu prea ai ce face cu ele. Oh, un huge dragon. Un huge scorching egg. Hai că-l vedem acasă. Care e faza cu el? Pe aici trebuie să merem. Și în zona asta de jos găsim ceva interesant. Că mi-a trebuit să cad. Hai bre, cazi. Măcar să cad în partea asta. Dacă tot. Ia uite, doi Pyrene cumva? Da, doi Pyrene, superb, superb, superb. Le-aș da o lovitură din asta. Hai, luați de aici.
Ce zici, bă? Atacul meu e mai șmecher. Și acum dăm noi cu... cu gloanțele, nu-i problemă. Bun, prinde el. Uai. Dă destul de puternic. Prinde el. Prinde el și pe ăla. Gata. Aș putea cu ultrasferele să-i prind mult mai rapid, dar parcă nu merită. Stronghold strategist, superb. Și ălalalt îi... ce zice că-i? Slacker. Ok, să fie primit. Mai bine decât nimic, sincer. Flambel iar nu mă stresez cu ei. Vixen. Hai că mă duc foarte repede la fortăreața aia. Băgăm un somn. Și după somn mă întorc și mai căutăm. Că trebuie să mai fie pe aici. Sau dacă îi găsesc pe drum îi iau, dar altfel nu prea... nu prea aș vrea asta. Deci mi-ar trebui artizan cu sift cu un alta, vedem. Salutare Alpha Wolf, salut, salut. Ca să am niște... oh, megasfer. Ca să am niște Anubis ca lumea. Da, oameni, fain, între timp până mă duc să mă bag la somn, nu uitați de giveaway-ul de pe Instagram, blue.crafters, dăm la giveaway acest portret și acest tablou cu Goku și o să fie extragerea după live, cam așa ceva. Deci puteți intra, blue.crafters, găsiți link-ul în descriere și în comentariu, n-avem comentariu, în comentarii. Hai, mai rând să mai prind niște pairini. Și ce zice aici? Zice că ăsta e Stronghold Strategist, numai bine. Îl punem în partea asta. Și teleport, nu? Teleport aici. Și mai căutăm. Ce să facem? Trebuie să-i căutăm pe băieți. În direcția aia ar trebui. Îmi trebuie, nu știu, Swift, artizan, chestii de-astea. Sau serios, așa. Serios am zis că mai trebuie unul. Dacă găsesc unul serios, e perfect. Că ăla ar fi unul dintre triturile care trebuie să-l aibă. N-am mai eclozat ou, dar o facem la final. Nu e asta o mare problemă. Încolo ar trebui să o iau eu. Cât să mai deschid un pic din hartă. Dar după ce se deschide oricum nu mai... ne continuăm noi drumurile. Îmi place mult de tot jocul, urmează să mi-l cumpăr, Garit. Mă bucur că îți place. Îl găsești acum pe Steam din ce am văzut la reducere, 26 de euro. Nu știu dacă e mai ieftin pe Gamivo, dar te poți uita. Pe Gamivo înțeles că e 33, deci... cred că Steam ar fi locul potrivit acum. Și oricum urmează niște shorturi despre joc, cu niște topuri, cu un alta, mult info bun despre joculeț. Pe afară s-o mai făcut chestia asta, dar pe la noi aș fi singurul care ar pune shorturi de genul. Venuirm, salut, pa. Pe nebai cam vreo 210 cu tot cu taxe, scump, bre. Trebuie să fie 150, 155, 200, e foarte scump, exorbitant. Mă uitam acum să văd cât s-au înscris la giveaway și nu mai apar comentariile, dubios. Normal trebuie să apară, adică nu cred că s-a întâmplat ceva, dar... mai face figuri Instagram-ul. Ata poate și el. Venuirm n-aș face unul momentan. Că o să ajungem să-l avem pe Jet Dragon și nu mă ajută. Flambel, hai Pyrin. Avem pe băieți aici. Zburăm pe stei, nu ne-au văzut. Salut băieții, opa, opa, stai.
În spate la statuie se ascunde un pic de din asta, energie. Ce zici, bă? Ia zi. Prinde-le. Bravo, l-ai prins. Fii atent, dacă o prinzi și pe asta, ești bun. Ok. Fii atent, prinde-l și pe ăsta. Bă, unde fugi? Ok. Nu, n-ai rezolvat mai nimic, da? De la mine pentru tine o sferă. Sincer, ar fi blană dacă mă ajunge la 100 de follower cu giveaway-ul ăsta. Aia ce-i Vixen, bine, Vixen nu-mi pasă. Kelps Ignis, nope. Nici ei nu sunt interesanți. Mai arăm la cufăr acolo și mai căutăm. Asta de ce level-ul e? Out of curiosity. Că poate facem un dungeon de level mai mare. Level 40. Vreți să facem dungeonul ăsta de level 40? Să vedem cum e. Dacă toți suntem aici, poate găsim niște, dar nu cred că găsim niște pairim pe acolo. Da. Nu-i nimic în zona asta. Vixen Venwyrm. Băgăm niște pită. Și atunci încolo măcar să ne mai uităm. Am luat și energia aia ca să dau un pic de upgrade la capture rate. Și Pyrene nimic. Nici un Pyrene, nici un Flambel acolo jos. Ce-a sus? Ce zic băieții? E nașpa când sunt zone din astea în care nu se spawnează mulți, că sunt mai răruți așa de felul lor. Și stai că trebuie să nimeresc unul serios care să fie diferit față. Mă doare numai când mă gândesc. A, uite, mamă, super. Super, super, fii atent, fii atent. Deci, schemă, asta e schema ță. Ok. Asta e încă o schemă. Oh, l-o. Am urât. Da. N-ați văzut nimic? N-am făcut eu asta. Hai să văd de curiozitate asta. Fireball 250 și Nightmare Ball 200. Damn, son. A, dar e ciudat dacă intru pe profil la postare numărată comentarii, dar am intrat la tine. Ok, ciudat. Ciudat, ciudat, dar mă rog, e Instagram-ul, o să obișnui să fie ciudat. Deci de asta l-am omorât, că era prea... A, uite, dacă te duci din story poți vedea. Ciudat. Că noi am lăsat să fie comentarii, like-uri, chestii, să fie toate publice. Nu știu, eu nu sunt ca influencerii aia, bă, să nu se vadă câte like-uri am. Lasă, bă, să vadă omul, câte like-uri sunt atâția ăsta, ce să fac? Hai. Multe, puține, fiecare cu părerea lui. Cât e ăsta, tăți ăsta. Adică ăs... Cum să zic? Ăs... platforme unde numerele contează. Lasă-le să vadă. Sunt curios ce găsesc aici înăuntru. Nu cred că o să-l... Sau hai să-l facem până la final. Poate facem roze ceva ca lumea. Să mă și bage numai. Că dacă tăm mă plimb aici pe lângă el, parcă aș vrea să văd ce găsim. Lavender. Bă, nu-s curios de tine. Nu-s curios. Să fii sănătosă. Foodler, Lavender. Lăsați-mă mă în pace. Salutare, Larisa. Salut, salut. E Ioniță pe aici? Nu știu. Nu cred. Lavender, n-am nevoie de alea. Aici sunt băieții. Băieții castraveții. N-am nevoie de ei. Mergem mai departe un pic.
că ei se generează și de aici facem dreapta, stânga, față, spate. M-aș duce tot în față, sincer. Opa, opa, văd ceva în dreapta. Acolo e bossul. Mergem să batem bossul direct. Nu mai stăm la discuții. Dacă am găsit bossul, barosul, Hangyu din ăștia. Hangyu ce? Ui, trebuie să dau grass. Ok, asta bate. Păi, hai boss, bate-i. Ce să zic? Hai, dă pe ei. Nu știu, îl prind cu un ultra sfer din ăsta. A, War Sect ăsta are alte abilități, mai șmecher un pic. Opa, opa. Bun, 80. Stai să văd. Your Moon Tide, fă-ți treaba. Hai că mă bat ăștia. Bun. Mare, mare bucată, una ție. Una ție. Și dă-i la ăștia. Bun. Le-o dat cu Tox Swift, superb. Superb, superb. Mai departe, anormal. Ăla cu Swift o să fie bun la un moment dat. Bravo, tată, dă-i acolo, ăla-i. Dai, dă, nu se joacă. Bun, și acum îl prindem. Am zis că dacă toți suntem aici, facem și noi o schemă cu ei. Gata, l-am prins, Dragon Killer, da, să fie primit. Îs curios de cuferele alea, ce zic? Unui mov și unui, unui galben, nașpa. Level up, uite, au făcut level up băieții, superb, îmi place. Level up la toată lumea. Bam, Emerald, Life Pendant plus 1, super, îl vreau. Și Refined Metal Helm, Refined Metal Helm, nice. Și ăsta e chiar de 2. Astea la vânzare, astea le păstrăm, bun. Și astea de vânzare, da? Superb. Hai că o meritat. O meritat să facem dungeon-ul ăsta pentru viața asta în plus. Deci stai, îs curios. Cu asta avem 286 și cu ăsta la altă avem 227. Super, am terminat tabloul. Iui, nice. Nice, nice. Abia aștept să-l văd după live. Și ia uite-l pe Pyrin. Cred că Pyrin merge cu... Hop, 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 fii cu minte, bă. Nu, 37%. Mă nimeri, da. Mi-a dat bătăi de cap. Păi, la ce anume? Vanguard. Chiar dacă e fomist, Vanguard și lider motivațional. Hai că e ok. Să putea și mai rău. Eu acum oricum vreau numai să găsesc unul serios. Stai să văd la ăsta oare... Bă, hai înapoi. Bă, Nabanubis, stai un pic. No. Bă, înapoi, mă! Ok. Am rămas fără marker negru, fiți când avea nevoie de el. Ah, urât, urâtă treabă. Dar care din ele? Alea ce le-am luat de la Aushan. Bă, nu cu tine am treabă. Oh, 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 stai. Flame Storm la toată lumea. Woo! Ok. Și acum sunt curios dacă îi dau mare... Mare bucată. Uai, 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 am crezut că mor. Am crezut că mor băieții. Prinde-l pe ăla. Prinde-l și pe ăla alalt, gata. Toate și cu vopsea în ele. Aoleo, nașpa. Complete, super. Și workaholic. Ăla, îmi place ce văd. Îmi place ce văd. L-am prins pe unul workaholic. Și acum mi-ar mai trebui unul serios. Mi-ar trebui unul... Sau stai, Anubisul meu ce-i? Anubisul meu, Dragon Killer și agresiv, bine. Sărăcie cu buton. Îs curios workaholic cu ce făcea. Că nu mai știu exact. Băieții, băieții, fiți atenți, fiți atenți. Deci, pot să-ți arăt o schemă genială. Dacă mă ridic un pic... Fii atent, de aici, de aici, da? Da, da. Ești pregătit? Ești pregătit? Prind-o! Ok.
Și acum prinde-l. Așa, e al nostru. Bun. Slacker, nu? N-aș pe atunci. Stai. De unde pot să-i dau? Bun. Prinde-l. Așa, hai. Zic că ești serios sau ceva. Sânge de dragon, nașpa. Nu asta îmi trebuia. Oricum am învățat Venuirm skill-ul ăsta care e blană, deci va da damage, forță contra unuia de grass. Da, când ne batem cu ăștia de grass. Chiar, hai să... La umpul ăsta ar merge. Da, nu știu ce să zic. Acum parcă nu-i momentul. Nu de alta, dar strict sfere. Și câte mai am numai 6 din astea. Are adunat de fier atunci, dacă tot am puține sfere. Că suntem aici, mă luăm niște fier. La Workaholic vreau să văd când ajung acasă, care-i faza. Hai, 20, luăm 40 de bucăți, mai luăm 40 în altă parte și suntem bine. Hai, Venuirm. Să mai arem și noi la plimbare. Și mai vedem niște pairini pe aici. Ăla-i țestosul. Încă un țestosul. Îmi place că avem de foc, avem de cristal. Și, a, și mai e ăla de pământ, dar n-avem de apă. Era fainul din ăsta de apă. Și cred că, nu, nu mă lăsa muzica. Care dai, bă? Fiți cuminți. Fiți cuminți că o să muriți. Hai, oare eu mor pe și intru lovitură? Stai bă așa un pic, stai. Ia, fii atent, prinde-o pe asta. O muri din prima. O muri din prima, băiatul. O zis, bă, eu mă duc de aici numai. Ia, uite-l. Stai, cam o idee. A, iară v-ați blocat. Deci de aici. Oba! Uai, cum s-a dus. Te supix? Oh, no, s-a supărat. Gat, l-am prins pe supix. Mai e pairinul ăla de jos. Și ăla a plecat să-și vadă de treburile lui. O înțeles că nu e aici de el. Puterea lui Gaia. Interesant cum se spawnează aici și se blochează. Dar hei. Măcar îl prindem. Dacă e și ce trebuie, asta contează. Aule. Ok, 47, 74, gata, e al nostru. Concid. Hai că mergem mai departe. Unde era? Avem aici fix lângă. Mă duc atunci în zona aia. Da, de mai găsim pe cineva pe lângă. Și atunci să mai craftez, cred că, niște sfere din astea roșii. Da, le craftăm imediat. Pe aici, o, ia uite-i. Ce faceți, băieți, bine sănătoși? Fiți atenți. O schemă, atât, una din asta. Bam, asta a fost. Gata, prins pe tine. Și după ce îl prindem pe ăla, avem dreptul să mai... Gata. Pentru asta îmi trebuie sferă mai șmecheră. Fii atent, tu dai cu alea, eu dau cu asta și vedem pe care doare mai tare. Cred că pe tine te-o dur mai tare un pic. Așa, 79%, l-am prins. Am stricat o sferă din asta, dar ce să faci? Nu l-am văzut pe ălalalt ce avea. Ăsta are miner. Ăsta e minerul de pe lume. Nu mă ajută pe mine. Da, e ok. Bun, avem în felul următor. Minerul minune. Avem Workaholic. Vanguard și lider motivațional. Ăsta cu Swift e bun. Și atât.
Îs foarte curios să văd care-i faza cu workaholicul. Ce zice aici? A, sanitatea se dropează cu 15% mai încet. E bun, ok? O să zic numai că e ok. Ce avem? Strategist, trebuie să mai prind din ăștia, aia e clar. Și dacă vreau să mai prind, îmi trebuie... Cum să numesc? Îmi trebuie, aia concluzia. Aruncăm toate astea acolo. Aruncăm toate astea dincolo. Ce am pus? Am pus sfere? A, nu n-am pus sfere. Pentru o secundă mă gândeam că am pus din sferele pe care le aveam. Și să vedem ce iese din ouă ăla. După aia mai merem la o tură. Ia zi. Incubăm. Și iese Anubis. Ia zi. Blaze Howl Noct. Bine. Trebuie vândut și ăsta. Îl lăsăm aici la vânzare. Pandantivul ăla verde. Cred că mai am unul, nu? Trebuie să văd acolo. Am un loc în care stachez toate itemele. Nu știi niciodată când ai nevoie de ele. Da, am unul din ăsta. Deci astea merg la vânzare. Ăla îl stacăm. Refined Metal Helm. Ăsta va fi folositor. O să-l craftăm cu prima ocazie. Îl las aici. Gata. Ca astea trebuie să le craftez. De fapt, ăsta numai trebuie să-l craftez. Bun. Hai să mergem până în zona asta. Să mă scap de ei măcar, știu o treabă. Cred că iau vreo 2000, fiind de level 30, ar trebui să iau vreo 2000 pe ei. Și după aia mergem la... Adunam niște fier. Fac ingături, facem sfere și mai caut niște pairini. Uite acolo Black Marketer-ul. Dădeam noroc la el din niște pairini. Ia zi băiatul, tu vinzi ceva bun? Hai, zic că pot să cumpăr unul ca lumea de la tine. Muscle Head, ok, dar are brittle-ul ăla care nu mă ajută deloc. Și să iei unul cu o pasivă bună și una proastă, părerea mea e că nu prea merită, dar vreo 2000 am nimerit măcar. Sunt 2000 băieții. 2400, îmi scos și eu gloanțele. Câte gloanțe mai am? 47, da, exact ce am zis. De vândut îți vând ții astea, 3600, superb. De cumpărat, vreau să și cumpăr de la tine 200 de gloanțe, așa rapid, scurt pe 2. Gata, 200 de gloanțe și la tine. Tu în continuare ai același skill fruturi, nu? Da, o să vin aici să iau niște skill fruturi pentru prietenul meu Warsec după ce-l fac. Da, mai durează. Bam, gata. Și acum, ce ziceam? Ziceam, uite, cărbunele ăsta ce bine stă aici, primul. Apoi fierul din partea aia. Nu de alta, dar va fi folositor. Place cum spargem instant. Asta, ce e? Asta e fier. Sau cărbune? Nu, ai, cărbune. Am fost invocat. Da, te-a invocat șefa. Să-mi zici și mie, să-mi zici și mie, și eu-s curios, și eu-s curios. Ca și copiii mici. Bă, și eu. Ai niște fier. Nu spune nimic lui. Liverpool United 3-3. Ioi. Asta e schemă din aia. But United. Unlucky. Care a spăriat? Ia ziceți rapid. Simt aici energie de parior în aer. Atât îți trebuie. Și acum o să fie Ioniță. Nu eu. Nu mai... Discard. Îmi prezint că nu mai face tricoale Ioniță. Hai nu mai fi atât de rău. A, prezint că nu-mi mai fac... A, ok, gotcha. Bun, aici. Aici și ziceam că lăsăm tot în partea asta, ăsta îl păstrez la mine și întrebe niște ingături. Hai, 50 de ingături, băieții.
Munciți până dimineața să le vă făcute, da? Fără discuții. Beauty n-a întrebat. Ok. Mamă, dar cum le face instant? Vai. Instant, ia uite-l. 50 de bucăți, scurt pe 2. Și aici, cât întreb pentru astea? Cât se pot face? Maximul 13 numai? Ah, că nu mai am ciment. Bă, ciment. Cancel. Fă ciment, nu știu cât pot face. Numai 7? Ah, că n-am destulă piatră. Fă 15 bucăți. Gata. Hai, 15 bucăți. Și mai e cineva aici care îi trebuie mâncare, nu? Așa am auzit. Care-i fomistul? Tu ești fomistul. El-i hungry, mă. Ia, bagă hungry. Alege șeful niște manga, că după el mai trebuie să aștept. Sigur, sigur, să rezolvă mâine. Mai trebuie să le pun aici la băieți mâncare, că dacă o car după mine, nu mai am spațiu de nimic. Facem invers, pun asta primul și aici pun astea. Păi mâine, șeful, astăzi când? Sau dacă ai tu niște secvențe șmechere pe care vrei să le pui acolo. Hai, bagă. Bagă, Anubis. Astea câte-s maximul acum? 15? Da, 15 ar trebui să fie ok. Hai că am. N-o vezi? Bine, nașpa că n-am citit manga la Dragon Ball, dar mă descurc eu. Știu care ar trebui să fie cu Master Yoshi, cu... Bine, Master Roji. Te-l dacă știi secvențe mișto. Da, știu. Să le pot arăta, le-am salvate. Me best manga pages in Dragon Ball. Da, trebuie să știi și care îs. Îi ăla din turneu cu Master Roji. Când se transformă și dă cel mai puternic Kamehameha al său. Și aici trebuie să mă transport. Pagina 13. Da. Deci le știu. Și mai e încă o fază când îi Goku cu maestru și cu ala Kel. Și când se antrenează toți trei. Și ai o fază șmecheră. Pyron, bun. Fiți atenți, băieți, deci una lovitură și ați murat. Aproape. Nu-i rău, nu-i bine. Nu mai da, bă, fii cu minte. De ce am dat cool transferuri? Nu știu, întrebați-mă să vă întreb. Că dacă știți, voi știu și eu. Bun, bagă pită. Să-mi revin. Că după ce m-au încălțat băieții ăștia, am zis că e 70%. Până acum ai zis numai 2-3, am nevoie de 30. Rezolvăm și restul. Rezolvăm și restul. Hai, dă-i. Bam! Prinde-l. Păi da, că o să iasă destul de multe. Hai că urcă pe el, bun. Aoleu, nu. Ce m-a ratat. Deci fii atent. Nu ești pregătit, iau. Să zic că nu ești pregătit. Prinde-l. Da, vedem oricum, nu-i bătut în cuie că o să fie 30, dar pe acolo. Îl
Le găsim, noi oricum nu-i stres. Iar s-o spanat acolo doi băguiți din ăștia. Aparent. Luați băieții, fiți atenți. Un firestorm din ăsta. Bun, și acum ție mare bucată. Bam. Și s-a făcut. I-am rezolvat. Da, adevărat și asta. Trebuie să fie multe ca să nu iasă în evidență. Reptairo, vezi de treabă. Du-te, du-te că trebuie să... Uite, ai niște sulf acolo de săpat. Mamă, da, nu s-a jucat, ce-i drept. Nu mă ajutam să dai așa animalul. A pierdut în ultimul minut de prelungire. Nașpa. Fii atent, ia de aici. Prinde-l, așa. În minut, da, minut 120, damn, ok. Ce mă înjură, dar ce, tu ai jucat pe teren? Auzi la el. Mă șoze, parcă tu erai acolo antrenorul. Ați adio. Hai, prinde-l! Așa. Și acum un Nightmare Ball așa de schemă. Alo, nimeri numai pe ăla. Hop. Stai așa că te nimerim noi cu glonțele, nu-i problemă. Și următorul ce zice aici? Hop. Nu mai dați, bă! Stai un pic, că trebuie să dau pe ăla. Deci, fii atent aici, da? Prinde-o pe asta. Și mai prinde-o și pe asta. Și gata. Dacă mai dau un glonț, cred că moare, deci ar trebui să-l prind așa. Își dă Megure Auto la ultima fază. Nu mai are când, dar... Dacă e minutul 120, nu prea cred că mai dă nimeni nimic. Cred că dau băieții, nu știu, tricou jos în vestiar. Bă, iară, mă! Bă, ce faci figură aici, ha? Ia zi. Am eu ultrasferă pentru tine dacă mai comentezi, gata. Swift, ok, e ager, partea bună. E bun pentru un Anubis care trebuie să fugă dintr-o parte în alta să muncească. Mi-ar mai trebui încă doi dacă mai găsesc pe aici astăzi. Dacă nu, sunt mulțumit și cu ce am prins. Pot spune că am avut destul de mult noroc. Ia uite pe ăștia doi. Ce faceți, băieții? Prindeți! Hai, care prinde? Ia uite, prindeți-o și pe asta. Ia, dacă o prindeți, aveți un premiu. O prins-o. Ia uite-l pe ăla. Bun, ia uite-l și pe ăla. No, atunci tu ești cu ultrasferul. Și pe ăla la alt la fel. Hai, prinde sfera. Aie, n-am vrut să stric sferele astea pe ei, dar sper că o meritat. Ăla nu a avut nimic, super, vindem sfera. Ăsta la alt de alt fel. Ferocious! Superb. Hai că o meritat să stric sferele astea. O meritat pentru ei. Ia uite, acolo am ceva diminat. Numai pentru ăla feroce o meritat. Mai e unul aici. Fii atent, dacă o prinzi pe asta, e șmecher. N-avea cum să o rateze, sincer. Gat. Ce se supărați, băieții? Băieții, luați de aici. Hai. O fugi când au văzut ce urmează să primească. Îmi plac skill-urile astea, nu știu, șmechere. Cel puțin Scorching Ball-ul ăsta chiar e ca lumea. Și mai e ceva pe aici? A, uite, e fier aici. Bun, hai că luăm și pe ăsta. S-a supărat și ei că a pierdut Liverpool. O fugi când a văzut, a? Hai că-s curios.
de o chestie. Deci, dă-i una din asta, cât îi dă? Un sfert de viață. Cu o bilă din asta, îi dă chiar ca lumea. Nu mai da, mă, că da, uite, dau și eu, fii atent. Deci aproape l-o mor cu... Why, nu, why, nu. Ok, ok. Am crezut că mă rupe. Op. Îl prindem sau nu? Dacă nu îl prind la două sfere, nu prea merită. Da. Ce mi-a dropat? Organe, ok. Așa de foc, cam asta dropează. Nu știu de ce mă miră. Hai, luăm tăfierul și mergem acasă. Măcar mai avem un... nu, stai că l-am omorât, nu mai contează. Eu eram acolo. Mai avem unul de vânzare, stai să vezi, să nu crezi. Hau, bau, beleaua. Stai așa că la băieții ăștia trebuie să le dau un cadou. Că stau pe bine acolo. Bun. Așa. Și acum... dă-i la asta că uite, a venit aici. A murit și celălalt între timp. Nice. Hai că 1000 XP așa nu-i de aici de acolo. Pentru două skill-uri date. Băgăm, ți-ți dăm pâine acum și după aia pâine cu gem. Ca să nu uite care-i gustul pitei. Trebuie să-i dăm și pită, nu? După aia îi dăm și pâine cu gem. Ce aici? Ah, sulf. Bine. Hai, acasă. Pâine cu gem. Dar nu, păi nu. Pâine cu gemuleț. Atâta, lasă-le astea acolo, lasă-le astea aici, câte organe am? A, 400 de foc. Să vede că aia de foc nu dropează nimic altceva. Ce întrebe mie? De aici întrebe ăsta feroce. Și mai e vreunul ăsta swift, bun. Aoleu, le-am pus la schimb. Feroce, rapid și ăștia nu mai au nimic interesant. Deci dacă aș combina Swift, ăsta de Swift e fată și ăsta de artizan iară fată, really man. Ăsta feroce e băiat, ok, în rest nu găsesc nimic. Orcoholicul e fată, da, deci mai trebuie... trebuie să mai prind. Uite, ăsta feroce, stai, muscle head. Aoleu, cu feroce băieți amândoi, really man. Mai zic și comentarii la final. O seară frumoasă să aveți în continuare. Pe cum să mai fie așa, o seară frumoasă. Mie îmi spui. Mie îmi spui. Aici. Asta mă întreb și eu, cum să mai fie o seară frumoasă. I-am prins și nu-s ce trebuie. Arsox! Unde ești? Mai prindem doi așa rapid. Ție zice, voi, eu sunt de acord, cum să fie o seară frumoasă. Eu n-am clipuri pe mâine și... Arsox ăștia pe care i-am prins nu-s buni. Că nu se combină. A, uite, Arsox acolo. Fii atent, tu faci ce vrei, da? Bate pe cine vrei acolo. Nu-mi pasă. Eu îi prind pe ăștia, hai. Gata. Feroce, bun, dar zic că-i... zic că-i diferit față de celălalt. Sper eu că-i diferit față de celălalt. Arsox pe aici, ceva? Ia uite-l acolo, bun. Deci, una bucată săgeată, una bucată săgeată și prinde-l. Nu o să-l prindem din prima. Da? Mamă, ce șmecher-i. Opa, Arsox, aoleu, brittle. Arsox aici, încă două bucăți, hai. Zic că aveți de-astea șmechere. Bam, una bucată ție. Bam, aoleu. Nu mai da, mă. Lasă-mă, bă, să încarc. Prinde-l. Prinde-l. Îmi place că data arunc așa cu sfere. Se vede că astea sfere de level 1, că îmi permit să le arunc așa. Cu alea ultra nu tare îmi permit.
să fac din astea. Bun, bun, ce zice? Rezistent la pământ. Și celălalt zice stronghold strategist. Avem, dar să fie primit acolo, ce să mai. Au produs băieții 150 ciment. Bravo, tată. Aici e un Arsox. Zice și el că primește una. Zice că o prime pe a doua. Și al treilea o dăm în picior acolo ca să nu moară. Ați văzut? Am știut eu. L-am lovit în picior să nu moară. Bine. Hai, mai departe. Next. Aoleu, ia uite-i pe ăștia doi, numai bine. Bă, nu trage că tu ești prost și eu mori. Eu mor pe aia de level 20, apoi la ăștia. O să le plângă familiile. Uite încă unul acolo. Vezi, bă, că ratezi. Ok. Prinde-l pe ăla, prinde-l pe ăla. Cu astea așa arunc, zici că nici n-ar fi a mele. Bine, de, teoretic chiar nu sunt melele, am cumpărat de la un trader, dar... Hei. Bine. Stai că am ratat, nu mai știam unde e. Marsox acolo, bun, una bucată ție. Una bucată ție și acum hai. Mai e vreunul pe aici? Pare acolo să fie cineva. Hai încolo. Workaholic, dar mai avem unul, da, să fie primit. Cu cât mai mulți dă ăștia, cu atât mai bine. Că măcar pot să-i combin mai ușor. Mai ales dacă ar fi și de sexe diferite. Uai, ce frumos ar fi. Hai, nu da. Ok, ok. L-am lăsat să dea. Doar 6.000 odată. Ok, deci. Niciun Gale Clown n-a fost rănit când s-a filmat acest live. Prinde-l. Bun. Încă una. Și gata. Bă. Ce faci? Ha? Zi. Ce faci? Cine ți-o dat dreptul? Musclehead. Bun, bun. Hai că bine. Avem Musclehead și... Știți cum e? Cu cât avem mai mulți, cu atât îi putem combina mult mai ușor. Pentru că dacă o să combin doi Arsox, iese alt Arsox, dar cu punctele celor doi pe care îi combin. De exemplu, dacă îl combin pe ăsta feroce... Da, cu ăsta Musclehead iese feroce cu Musclehead. Băiat, băiat. Hei, iară băiat. Ok, ăsta e de vânzare atunci. Pe cine avem? Stronghold Strategist, fată. Avem Stronghold Strategist? Da, avem, care-i tă fată. Bă, cum să nimerește să fie exact la fel? Ziceți și mie. Workaholic, avem workaholic? N-avem. Nu, dar l-am luat pe ăsta, are-i fată. Și Musclehead, n-avem, ba, avem Musclehead, băiat, băiat. Iară, mă. Da, groaznic. Atunci, măcar dacă i-aș combina, știi, Ferocious aici n-am Musclehead. Dar eventual Ferocious cu Swift și, na, merg, merg. Bine. Atunci, la vânzare cu ei și gata pe seara asta, nu ne mai lungim nici noi. O să fac oricum acel... playlist cu live-uri după ce termin. Și veți putea lăsa, dacă vreți, live-urile acolo pe mute să se facă watch hours. Facem și noi monetizarea aia. De vândut, n-am de vândut nimic, numai pali. Băieții, hai, la vânzare. Pot să cumpăr ceva ca lumea? Ia zi, ăsta e Vanguard, nu Musclehead. Runner 25.000 Musclehead. Nu știu dacă o să am nevoie de el sau nu. Hai să nu momentan. Stai că dacă facem 25.000 din ăștia, 21.000. Avem 200.000. Ok, ne permite să cumpărăm pe ăsta Musclehead. Mi-a dat și 10.000 experiență. O meritat, ok. Și gloanțe mai avem, mai avem 200. Suntem bine. Suntem bine. Trebuie să-i pun pe băieți la minat. Asta e cel mai important lucru. Nu mai avem mineri, domnule. Nu mai avem mineri. Îmi bag mine două live-uri și sigur o parte din al treilea. I appreciate it.
Apreciez. Surfent Terra am pe aici? Nu cred că am. Sau trebuie să am pe undeva. A, uite, l-am pe aici. Feroce, stai, feroce. O, feroce și Musclehead. Ia, uite ce putem face noi aici. Da, ar fi forță. Ăsta e Lucky. Suntem bine. Suntem bine astăzi pe combinații pentru că avem feroce cu Musclehead, da? Și avem aici Brave cu Burly Body. Ok, deci o să fie forță dacă îi combinăm pe ăștia doi. Asta vreau să combin? Nu mai știu ce vreau să combin. Uite aici am... Ok, asta vreau. Ferocious, Musclehead, Brave și Burly Body. Deci dacă le combin, dacă îi combin pe ăștia doi și după aia pe ăștia doi, după aia combinăm ce iese, o să fie forță. Avem și torturi pentru ei, îi numai bine. Facem mâine un Warsect forță și pentru Anubis, salutare Norbert, salut. Pentru Anubis ziceam Surfent cu... Stai așa. Nu-i ăsta. Dar merge și Surfent cu Incineramon. Dar mă rog, Arsox cu... avem Musclehead cu Ferocious, dar nu-i pot combina. Avem Swift cu Musclehead. Ăștia doi. Workaholic cu artizan. Și ăștia băieți și fată. Băi, da, aș putea să combin artizan cu Ferocious și Musclehead cu Workaholic. Da, uite, aș putea să combin ăsta cu ăsta și ăsta cu ăsta. Da, deci aș putea să-i combin așa. Și după aia tot trebuie să iasă o combinație de ceea ce am eu nevoie. Dacă îi combin pe ăștia și după aia îi combin între ei. Și atunci iese și puternic, iese și muncitor. Și atunci îl schimbăm pe Anubis ăsta că e vai steaua lui. Ăsta e Musclehead și Ferocious. Ăsta va fi, avem noi ceva mai blană după aia. Și aici aș pune un Grisbolt, da, vedem. Deci da, urmează niște combinații mega șmechere, însă nu astăzi, pentru că oameni faini, noi nu ne mai lungim. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. De final, nu uitați să intrați pe Instagram-ul meu, blue.shmin, ca să participați la giveaway-ul cu 3 gift card-uri de 10 euro pe site-ul celor de la Gamivo și desigur pe am vrut Shmin Wins și a ieșit Shmin. Și pe Blue.crafters pentru a participa la giveaway-ul cu acest tablou cu Goku în onoarea răposatului autora seriei. Așa v-am spus, oameni faini, nu o să ne mai lungim cu live-ul de astăzi. Vă mulțumesc pentru toate like-urile, dislike-urile, abonările și ne revedem duminica viitoare de la 5 și un sfert cu un nou live și marți de la 4 și un sfert cu un video blană. Până atunci, nu ne mai lungim, mulțumesc pentru atenția luată, vă zic și voi, toate cele bune, a fost Blushman, să aveți o zi în continuare și o săptămână, mă rog, o seară în continuare și o săptămână genială. Vă zic și voi, la revedere!